Bună dimineața tuturor, dragii mei, și bine ne-am regăsit din nou. Câteva secunde că vreau să distribui. Trebuia să intru la 8:30, dar nu. Sunt probleme datorită ploilor care s-au abătut puțin peste noi. Și de aceea, pace, frate Florinel, bine ai venit cu noi în dimineața aceasta. O secundă. Da. Bună dimineața, Moșe. Bună dimineața, s-a va binecuvântat, Carmen Gherghina. Mă bucur că ești cu noi în dimineața aceasta aici, binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș fi vrut să transmit de afară din natură, că de-aia sunt special aici, dar mi-e tare teamă că se pune iar din nou ploaia, ploua foarte mult, turisteriana, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Deci a plouat, a plouat și se pregătește din nou de ploaie. Pentru că acestea sunt timpurile, acum este bine, acum este rău, nici nu știm cum mai este vremea aceasta, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că totuși e bine. Am văzut prin alte părți, prin Italia, am văzut piatra bătând de cât ou de mare, prin Serbia, prin Croația, peste tot, au rupt pomi, au făcut ravagii, au nenorocit tot. Oricum și așa, lucrurile acestea au să se întâmple. Tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce este va veni. Să vă așteptați că lucruri bune nu vor veni. Din ce în ce vor veni și mai multe, se vor îndeși și mai mult și peste tot lucrurile merg în direcția aceasta. Foc, inundații, tremure, boli, foamete, nenorociri. Asta este. Este vremea lor. Dumnezeu zice că înainte de venirea Lui se vor întâmpla toate aceste lucruri. Acestea sunt semne pe care Dumnezeu ni le pune înainte pentru ca noi să ne trezim, pentru ca noi să vedem ceva, să facem ceva cu viața noastră, să ne pregătim, să ne așezăm la locurile noastre cu Dumnezeu, fiindcă fără El nu se poate să fie nimic. Dar nu, acum fiecare hotărăște, dragii mei, bună dimineața, Daniela Todor, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și vă să-i trebuia să intru la 8:30, dar datorită vremii, datorită curent, scuzați-mă, datorită curentului și multe alte lucruri, și așa am telefonul foarte, adică nu e foarte, foarte descărcat, am 80%. Ne va ține destul de bine să facem lecțiunea în dimineața. În dimineața aceasta, Rodica Junca, bună dimineața, bine ați venit cu noi. Facem ce avem, cu ce putem. Cum vă spuneam și aseară, în curând o să vină și timpurile acelea în care nu o să ne mai întâlnim absolut deloc. Robert, bună dimineața! Zice, s-au amintit la toți, ne bucurați-vă că nu vedeți aceste lucruri, că Dumnezeu vine. Da, trebuie să ne bucurăm, dar problema este că trebuie să fim și pregătiți.
că poate bucuria noastră a multora dintre noi se va transforma în tristețe, în plâns, în supărare și în necaz. Problema este că trebuie să ne bucurăm, dar problema este că cea mai mare este că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim, trebuie să facem ceva cu viața noastră ca Dumnezeu să poată să lucreze, să poată să ne curățească și să ne sigileze pentru timpul care ne stă în față. Susana, bună dimineața, bine ai venit cu noi. Deci, trebuie să facem ceva, dragii mei, nu se poate. Nu se poate. Într-o parte ploi, într-o parte călduri, într-o parte foc, într-o parte hutare, lucrurile se mulțesc. Cineva spunea, da, dar lucrurile acestea se întâmplă de... și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că ele se întâmplă de cum zicem noi așa câteodată, dar dese și atâta de cum sunt acum n-au fost niciodată. Indiferent ce vom face noi, indiferent ce vom zice noi, lucrurile care se întâmplă astăzi în felul acesta nu au fost niciodată. Și oricum o să vedem lucruri mai grave decât este. Fiindcă Dumnezeu spune destul de clar că pământul va trece printr-o stare de foamete, printr-o stare de criză, printr-o stare de tot felul de lucruri în care oamenii își vor da duhuri de groază doar la auzirea veștilor. Nu neapărat să se întâmple lucrurile acestea. De aceea, noi trebuie să fim gata în orice moment și în orice situație. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar eu mereu, de multe ori, mă gândesc la viața mea, la legătura mea cu Dumnezeu, la multe alte lucruri și mă cercetez înaintea lui Dumnezeu. Mă cercetez fiindcă e bine să ne cercetăm. Dumnezeu zice, dacă astăzi vă veți judeca sau veți veni la judecată, nu veți fi osândiți. Adică astăzi când cineva te apără, astăzi când cineva este în dreptul tău, astăzi când Domnul Iisus Hristos încă mai mijlocește acolo, astăzi când avem libertatea, cum spuneam aseară, să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm, să ne mărturisim păcatele, să ne păcăm cu Dumnezeu, vor veni vremurile când, exact cum îi spune Apostolul Pavel, când puteai tu să te duci, te duceai tu, dar va veni timpul când alții te vor duce, te vor lega, te vei așeza când vor vrea ei, te vor ridica când vor vrea ei și nu te vei mai ridica tu când vei vrea tu și vei face tu. Vremurile ăștia sunt aproape, dragii mei. Pentru oricine, nu contează. Mulți poate zic, Doamne, că pentru voi adventiști. Nu, pentru toți. Sfânta Scriptură spune că strâmtorarea care va veni pe pământul acesta va fi atât de mare încât va cuprinde tot pământul. Deci dacă va cuprinde tot pământul, înseamnă că va cuprinde pe toți oamenii. Nu numai pe unii. A, pe unii că îi va lua mai devreme și pe unii mai târziu, este altă treabă. Aia e altă treabă. Dumnezeu știe cum și când va îngădui fiecăruia toate aceste lucruri, dar să avem grijă că acest lucru va veni peste tot pământul. Peste tot pământul. Înțelegeți dumneavoastră? Peste tot pământul. Și așa că fiecare om trebuie să fie pregătit. Barca Tarzan, bine ai venit! Multă pace! Deci trebuie să avem grijă, dragii mei, că ne va cuprinde pe toți. Lucrurile văd că merg în direcția în care merg, cum spuneam și aseară, străzile din Franța și peste tot, orașele, parcurile, soldații cu pușcoacele și așa mai departe. Da, jumară, Florianel, va fi globală, va fi globală, va cuprinde tot pământul. Păi se vede că toate aceste lucruri se întâmplă peste tot. Dorel din Timișoara, pace, bine ai venit cu noi. Deci, lucrurile acestea vor fi pe tot pământul, vor cuprinde pe orice om de pe pământul acesta. Că unii vor intra mai târziu, că unii mai devreme, na, unul are să mănânce mai mult, unul mai puțin, unul mai are anumite susțineri, dar mai prieteni, mai relații, mai... No, unii care nu-L vor ruji pe Dumnezeu, o vor mai duce bine puțin el așa pe pământul acesta, fiindcă strâmtorarea și tot ceea ce va veni împotriva celor care vorbesc. Cum vă spuneam aseară, de exemplu, foarte multe conturi de TikTok, de Facebook și multe alte lucruri s-au închis. Și ele se vor închide, mai ales după 25 de august încolo, se vor închide foarte multe. Ileana Martin, pacea Domnului și bine ați venit cu noi. Fiindcă ei vor lua pe rând, înțelegeți dumneavoastră, nu pe toți odată. Când îți va veni rândul la control și vor vede că tu ești anti, 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 anti și nu ești pro, Marea Apostol, bună dimineața și bine ai venit cu noi. Deci când vor vede că tu nu ești cu ei, ei în momentul acela vor lua măsuri împotriva ta. Înțelegeți?
De ce spun eu de multe ori că să facem ceea ce avem de făcut? De ce spune Dumnezeu, lucrați cât încă este ziua, că noaptea vine? Lucrați cât încă se mai poate lucra, faceți orice, adică lucrare cu privire și la viața ta, la pregătirea ta, la caracterul tău, la spune oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, să slăvească pe Dumnezeu în orice privință și în toate lucrurile vieții lor. Deci, Dumnezeu face apel, dragii mei, face apel și noi trebuie să fim cei care suntem intermediari între Dumnezeu și oameni ca să transmite mesajul acesta oamenilor celor din jurul nostru ca ei să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Problema este că nu putem să le transmitem oamenilor un mesaj de pocăință dacă mai întâi nu ne pocăim noi. În primul rând, noi trebuie să ne cercetăm, noi trebuie să ne pocăim, noi trebuie să ne schimbăm, noi trebuie să fim cei care avem disponibilitatea aceasta de a ne lăsa în mâna lui Dumnezeu și El să lucreze și apoi Dumnezeu prin noi va lucra mai departe. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Haideți să ne rugăm în dimineața aceasta, am posibilitatea să mă plec pe genunchi, mă voi pleca pe genunchi și apoi vom purce de la lucrurile noastre. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta, la picioarele Tale, în această dimineață, să-ți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeul nostru, să-ți mulțumim că Tu te îngrijești de noi, că ai vegheat asupra noastră, ne-ai odihnit în pace și niște ne-ai ferit de orice rău, să-ți mulțumim că viața noastră este scumpă înaintea Ta, să-ți mulțumim pentru vremurile acestea, pentru timpurile acestea, indiferent cum sunt, dar știm că apropiata Ta revenire este la ușă. Ajută-ne să ne trezim, ajută-ne să ne formăm caractere, ajută-ne să ne judecăm, să ne cercetăm, fiindcă ne dai timpul, posibilitatea, libertatea, până într-o zi când nu vom mai putea să facem nimic, iartă-ne de păcatele noastre prin sânge și mirte Domnului Iisus Hristos, ajută ca să ne cercetăm, să vedem dacă cumva vreun păcat n-am nemărturisit, ca să fim împăcați pe deplin cu Tine. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă în studiul nostru, să binecuvânteze planurile noastre misionare, lista noastră de rugăciune cu probleme și nevoile lor, cu sufletele acestea care Te caută pentru vindecare și multe alte lucruri. Noi îi predăm ca Tu să lucrezi pe voia Ta, Tu știi ceea ce e mai bine pentru ei, dar Te rugăm ca niciunul să nu piară. Fă ca sabatul să fie o desfătare și o bucurie pentru noi, să păzim legile, poruncile Tale, în dragoste și în ascultare față de Tine. În numele Domnului Iisus am cerut acestea. Amen. Dragii mei, binecuvântat să fie Domnul pentru tot ceea ce face pentru noi oamenii. Vreau să vă reamintesc în această dimineață că proiectul nostru pentru tipărirea cărților Calea către Hristos, evenimentele finale și Daniel și Apocalipsa, aceste cărți costă 80 de bănuți. Toți aceia care doriți și vreți să vă implicați în lucrarea Dumnezeu, vă așteptăm cu drag, este mare nevoie, nu este o obligație. Este o îndatorire față de Dumnezeu, cine simte responsabilitatea și îndatorirea Dumnezeu să se roage Dumnezeu și Dumnezeu să-i arate tot ceea ce trebuie să facă, fiindcă lucrarea lui Dumnezeu este așa cum este și fiecare va fi responsabil dacă nu s-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Costă foarte puțin, dragii mei, 80 de bănuți. Cum am spus data trecută, am fost la școala de sabat, prima dată când am transmis în natură, am fost în jur de 14.000. Sabatul trecut am fost în jur de 7.000. Acum suntem iar destui de mulți, încă ne adunăm. Și vreau să vă spun că dacă am pune câte 80 de bănuți de fiecare, vă dați seama la cum am fost data trecută, hai să nu zicem la cei 13-14.000, la 7.000, ar fi 7.000 odată tipărite, dragii mei. 7.000 odată tipărite. Vă dați seama ce lucrare s-ar face pe fiecare sabat dacă ai face lucrul acesta. Wow! Ce minunat e Dumnezeu! No, asta este. Fiecare hotărăște în inima lui, spune Dumnezeu, zice, anunță poporul și spune că Domnul cere ca fiecare ce are pe inimă și dorința care o are în inimă să dăruiască cu tragere de inimă pentru facerea cortului, pentru lucrarea lui Dumnezeu, înțelegeți dumneavoastră. Și cuvântul spune, cine dă, lui își dă. Nu Dumnezeu are nevoie de banii noștri și noi avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu folosește bani și acești bani trebuie folosiți pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să prospere. Va veni vremea când nu se va mai putea face lucrul acesta. Astăzi este vremea și zice Dumnezeu, răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea, cercetați, întorceți-vă înapoi la cărările cele vechi și faceți ce este drept. Răscumpărarea vremii înseamnă că să facem tot ceea ce n-am făcut până acum, și să dăm grabă că ziua este către apus.
este către Apus, dragii mei. Haideți să vedem ce spune Cuvântul Dumnezeu în această dimineață. Studiul lecțiunii noastre este cum ne salvează Dumnezeu. Cum ne salvează Dumnezeu, dragii mei? Unii credem că prin credință, alții credem că a murit la cruce și a plătit plata păcatelor, alții spune că crede și atât, nu mai trebuie să faci nimic, unii prin har, unii prin... Hai să vedem cum ne salvează Dumnezeu. Zice, când îl primești pe Hristos ca mântuitor personal, omul este adus într-o relație strânsă cu Dumnezeu și se bucură de favoarea sa specială, la fel ca fiul său preiubit. El este onorat, glorificat și adus într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, pentru că viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O, ce iubire, ce iubire uimitoare! Deci vedeți dumneavoastră ce spune cuvântul Maria Namureșa în pacea Domnului. Deci vedeți cum spune cuvântul Dumnezeu, cum ne salvează Dumnezeu? Într-o strânsă legătură. Cum? Când îl primești pe Hristos, adică nu doar crezi, primirea lui Hristos nu înseamnă, Doamne, stai puțin, eu îl primesc pe Hristos în inima mea și lucrurile s-au schimbat, nu mai este nicio problemă. Adică a-l primi pe Hristos în inima ta înseamnă să trăiești ca El, să ai o viață asemenea Lui, să mărturisești ceea ce a mărturisit El, să faci lucrurile pe care le-a făcut El. Asta înseamnă. Domnul Iisus Hristos spune că a fost fără vină, a fost fără păcat, n-a avut nicio problemă cu privirea la păcat și în legătura sa cu Dumnezeu. Deci, primirea lui Hristos în inimă zice să faci asemenea Lui toate lucrurile și să fii asemenea Lui. Înțelegeți dumneavoastră, în vorbire, în gândire, în acțiuni. Zelin, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Deci asta înseamnă. Deci nu înseamnă alte lucruri. Mulți credem, lasă, Domnule, că eu l-am primit, l-am în inima mea aici, așa. Nu, dragul meu. Când primești pe cineva, adică trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie. Pentru ca să se simtă bine, pentru ca să fie fericit. Daniel, duță pacea Domnului și bine ai venit cu noi în această dimineață. Zice, puritatea Domnului Hristos i-a descoperit propria întinare în culorile ei dezgustătoare. El se întoarce de la păcat care pângărește, el privește la Iisus și trăiește. Auziți ce înseamnă salvare? Toți aceia care credeți că Hristos vă salvează, doar că credeți, îmi pare rău să vă spun, dar ați fost înșelați și sunteți înșelați și trăiți în minciună, trăiți în neadevăr, trăiți în neorânduială și Dumnezeu nu are cum să vă mântuiască în felul acesta. Deci nu are cum, dragii mei. Nu are cum. Ia auziți ce spune. Hai să vă mai citesc o dată. Zice, puritatea Domnului Hristos îți este descoperită în propria întinare, în culorile ei dezgustătoare. Așa, puritatea lui Hristos îți descoperă ție propria întinare în culorile dezgustătoare, apoi tu te întorci de la păcat care pângărește și privești la Iisus și trăiești. Deci doar așa vei fi salvat de Dumnezeu. Nu salvarea aceea pe care o credem noi într-un fel sau altul, sau avem noi ideile noastre și părerile noastre. Nu, dragii mei, nu. Nu. Toți aceia care vă spun că sunteți mântuiți prin credință, să știți că sunt niște înșelători și niște mincinoși. Toți aceia care vă spun că nu trebuie să faceți nimica, sunt niște mincinoși. Toți aceia care spun că nu mai e nevoie să nu știu ce, că toate s-au rezolvat la cruce, sunt niște mincinoși. Feriți-vă de acești predicatori mincinoși. Feriți-vă și de păstorul din biserică, dacă el spune lucrul acesta, el este emisarul lui Dumnezeu. Este emisarul Satana, ci nu emisarul lui Dumnezeu. Da. Deci dimineața aceasta am găsit, dragii mei, un citat, vreau să vă arăt ceva, să vedeți de ce spune Dumnezeu că noi personal trebuie să studiem. Dacă noi personal studiem, lucrurile se vor schimba. Lucrurile se vor schimba. Și de ce vă spun că nu trebuie să avem încredere în nimeni? Trebuie să ai încredere. La un moment dat, dacă ai cercetat cuvântul Dumnezeu, să știi că omul acela care predică este omul lui Dumnezeu. Și haideți să vedeți dumneavoastră ce am găsit în dimineața aceasta. Că noi de multe ori credem, domne, păstorul, că eu nu vorbesc împotriva păstorilor, dar este o nelegiuire practicată împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva adevărului, împotriva trăirii firești înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, lucrurile acestea.
În Mărturii, volumul 5, la 163, spune așa: nu trebuie să fie o grabă așa de mare în alegerea conducătorilor, păstori întăriți prin binecuvântare, care în niciun caz nu sunt potriviți pentru o lucrare atât de plină de responsabilitate. Wow, dragii mei, ce spune Mărturii, volumul 5, la 163. Deci păstorii n-ar trebui să fie aleși în funcții de conducere, fiindcă ei nu sunt pregătiți. Zice că ei sunt întăriți ca păstori, prin binecuvântare, ca să lucreze în câmpuri albe, dar ei nu sunt potriviți pentru o lucrare atât de plină de responsabilitate. Spune așa: bărbații care au nevoie să fie convertiți, înălțați, înnobilați și curățiți mai înainte de a ocupa o slujbă în lucrarea lui Dumnezeu. Astfel de aranjamente trebuie făcute pentru grupe mici care acceptă adevărul și care vor asigura prosperitatea comunității și a bisericii. Cineva să fie numit să conducă pentru o săptămână sau o lună, apoi un altul pentru câteva săptămâni, și în felul acesta diferite persoane pot fi înrolate în lucrare, iar după o încercare corespunzătoare, cineva să fie ales prin votul comunității spre a fi recunoscut drept conducător, dar niciodată să nu fie totuși ales pentru mai mult de un an de zile. Taraj Maria, pacea Domnului, bine ai venit cu noi! Deci auziți cum trebuie să se facă alegerile într-o biserică, dragii mei? Cum ne salvează Dumnezeu? Cunoscut adevărul, adevărul ne face liberi. Deci ca să poți să pui în funcție, în primul rând, în conducerea bisericii, Ianco, bine ai venit cu noi în această dimineață, Alex Medan, pacea Domnului, ca să alegi un om în funcția bisericii, în primul rând, în conducere, nu trebuie să fie păstor. El nu are dreptul la nimic. Păstorii care sunt întăriți cu binecuvântare pentru a lucra nu trebuie să fie în conducerea bisericii. Doi la mână. Votul pentru funcțiile bisericii se ia doar de biserică, ei ridică, ei coboară. Doi la mână. Nu trebuie să fie ales mai mult de un an de zile într-o funcție. Ca să poți să vină în funcție, trebuie să-l pui de probă. Să-l pui de probă, de încercare. Spune că lucrarea aceasta spune să fie, să conducă pentru o săptămână sau o lună, apoi un altul pentru câteva săptămâni și apoi să intre în mandat pentru un an de zile. Nu mai mult de un an de zile. Păi și atunci de ce la noi se face lucrul acesta, dragii mei? Suntem cam politică? Atunci unde este voia lui Dumnezeu? Înseamnă că minciuna aceasta a fost promovată grosolan. Apoi să fie ales un altul sau un altul, poate să fie reales după lucrarea și slujirea, dacă lucrarea și slujirea lui s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru biserică. Același principiu ar trebui să fie urmat în alegerea bărbaților pentru poziții de răspundere, ca de exemplu, în birourile conferinței. Bărbați care n-au fost puși la probă n-ar trebui să fie aleși ca președinți de conferințe. Mulți dau greș în a folosi discernământ cuvenit în aceste probleme importante în care sunt cuprinse interese veșnice. Mărturii, volumul 5. N-auziți și dumneavoastră? Deci păstorii nu au dreptul să fie nici președinți, nici secretari, în nicio funcție a bisericii. Dar nu vorbesc eu de la mine, dragii mei. Lași și citiți. Să vedem dacă se vede. Nu știu dacă se va vede. Nu se vede. Nu știu dacă se va vede până la urmă. Se vede foarte puțin. Asta e, dragii mei. Asta e. Cum ne salvează Dumnezeu? Prin adevăr. Cum ne salvează Dumnezeu? Pocăindu-ne și schimbându-ne după Dumnezeu. Nu după ceea ce cer oamenii. Că cineva poate zice mereu, bă, dar tu de fiecare dată ești împotrivă. Dar nu suntem împotrivă. Certați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat regulile acestea. Aveți mărturiile. Luați și citiți-le, dragii mei. Că de fiecare dată când zic câte ceva, sunt acuzat că eu critic, că eu văd numai rău, că eu văd... Păi dacă eu văd, arată-mi lucrul acela care e făcut după voia lui Dumnezeu și nu mai zic nimic. Cotea Zenobia.
Bine ai venit cu noi în această dimineață. Arată-mi, te rog, arată-mi lucrul acela care ai făcut după voia lui Dumnezeu și nu voi deschide gura niciodată. Voi tace din gură și îmi voi vede de treburile mele. Arată-mi. Păi cum pot eu să mă supun și să mă închin și să ascult dacă este contrar Sfintelor Scripturi și învățăturilor lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a pus niște învățături la dispoziție prin care noi să ne sfințim viața și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și dacă spui, de exemplu, cineva aseară mă sună un frate păstor care lucrează misionar, ce frate, Livile, trecem pe situații mai grele așa. Păi de ce, frate? Păi uite, de exemplu, România, el este prin Spania, lucrează misionar și zice, uite, în România, Vermesian Tanța, bine ați venit cu noi în această dimineață, o familie de la o biserică, care el este prezbiter și soția în funcție a bisericii, sunt amândoi acolo, s-a hotărât să ne ajute. Și au tipărit, au plătit și au tipărit niște cărți Calea către Hristos și le-au trimis către Spania, dar nu le-au tipărit la editura noastră Viață și Sănătate, le-au tipărit pe la Făgăraș și pe la Biserica de Mișcarea de Reformă, tipografia care au. Aia nu e nicio problemă că le tipărești. A venit dragă păstorul și a luat hotărâre împotriva lor și a zis așa, de astăzi sunteți destituit din funcție datorită că voi ați tipărit și ați împărțit cărți care nu sunt tipărite de editura Viață și Sănătate și n-au ștampila și amprenta. Păi de când hotărăște păstorul cine împarte, cum împarte, de unde împarte sau unde scrie că trebuie cineva dat în funcție? Dacă un om a fost pus în funcția bisericii, prin votul bisericii trebuie biserica prin vot să-l dea jos, una la mână. Doi la mână. Păstorul nu are dreptul să facă lucrul acesta, dar noile legi care s-au dat de anul acesta, păstorul și comisia care vine de la Uniune și de la conferințe și așa mai departe, are dreptul, fără votul bisericii, ca să-l destituie din funcție și să-l elibereze pe cel care este ales acolo, cel care nu se supune chipurile rânduielilor. Care rânduieli? Care rânduieli, dragii mei? Care rânduieli? Cum te mântuiește Dumnezeu pe tine? Pe cine slujești tu ca să te mântuiască Dumnezeu pe tine? Te întreb și eu. Dana Eleni, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Cum te poate mântui Dumnezeu, dragii mei, dacă nu te pocăiești? Gabor David, bine ați venit cu noi în această dimineață. Cum? Și eu te întreb pe tine acum, dacă tu ești supus omului, ci nu lui Dumnezeu, eu nu am nimic, eu mă supun bisericii până la moarte, dacă este nevoie. Dar să-mi arăte că tot ceea ce se face, se face pentru slujirea lui Dumnezeu. Păi dacă tu vii și îl dai pe la jos și spui că el n-a tipărit cărțile de la tine și le-a împărțit, păi scuză-mă, îmi pare rău lucrul acesta, păi eu n-am cum să mă supun ție în vecii vecilor, indiferent ce măsură vei lua și ce vei face. Păi tu nu ești slujitorul Dumnezeu, tu ești slujitorul Satana. Și cum mă mântuiește Dumnezeu rămânând în credință? Ucenicii la un moment dat erau persecutați de mai mari, timpului acelui erau marele preot Ana și Caiafa care slujeau acolo, erau cărturari, erau farisei care erau puși iudaizanții să-i urmărească în toate locurile. Apoi îi prinde, îi duce în templu, îi bate și le poruncește să nu mai vorbească numele lui Iisus, să nu mai cumpere cărți de la Hristos, adică învățătură la Hristos, că nu e învățătura semnată de Ana și Caiafa și de slujitorii de la templu și așa mai departe. Sultana Soloș, bine ai venit cu noi în această dimineață. Înțelegi? Că nu e de la editura Viață Sănătate, că nu e cu tare, preoții timpului aceluia. Și le dă drumul. Apoi îi prinde din nou, băi, nu v-am spus eu că să nu mai luați cărți din altă parte, să nu mai propovăduiți altceva, ci voi să propovăduiți doar ce vă spun la templu, că prin noi vine Dumnezeu. Și la un moment oamenii aceștia zice așa, mă, voi cum credeți că o să fim noi mântuiți, ascultând de voi sau de Dumnezeu? Ia judecați voi drept. Este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Nu! Noi ascultăm de Dumnezeu! Și iar au bătut din nou și spune că ei s-au bucurat că au suferit și ei pentru Hristos, acolo cât de puțin. Nu înțelegeți dumneavoastră? Acolo cât de puțin. Au suferit și ei pentru Hristos. Păi dar noi nu vrem să suferim pentru Hristos. Și vrem să fim mântuiți, dragii mei. N-ai cum să fii mântuit dacă tu nu ai măcar o mică parte de suferință pentru Hristos.
Fiindcă spune că cel mântuit trebuie să calce pe urmele pașilor lui Hristos. Da, fiindcă toată strâmtorarea aceasta, persecuția aceasta politică, mondială, socială, națională și așa mai departe, și toate lucrurile acestea nu este numai în afară, este în interior. Da, dragii mei, este în interior. Este în interior. Am auzit un păstor care zicea de curând și cineva s-a căsătorit cu o femeie, cu o soră de etnie maghiară și în momentul Teter Pipi, pace, bine ai venit cu noi în această dimineață. Și zice, te-ai căsătorit cu un român. Da, nu o să fii mântuită niciodată, că astea sunt principii, domne, de mântuire. Spune fratele pastor, care este de etnie maghiară. Păi eu pe ăsta l-aș fi dat jos din funcție și l-aș fi exclus pentru totdeauna din biserica afară. Rasism! Rasism! Fie că ești român, fie că ești maghiar, indiferent cine vei fi tu, în Hristos nu este român, nu este maghiar, nu este german, nu este francez, nu este absolut nimic, ca și toți în Hristos suntem una. Ne urăm între noi, dragii mei. Spunea cineva aseară, zice, domnule, m-am dus într-o biserică unde sunt și frați români, sunt și frați maghiari, sunt și de ceilalți și așa mai departe, Ciprian Moldova în pace. Și zice, domnule, vorbești cu ei românește și la predică, domnule, nu vrea, vrea să îi se traducă maghiară, că dacă el nu... Domnule, nu se poate așa ceva, domnule. Deci n-am nimic cu nimeni. N-am nimic cu nimeni. Fiecare fare... Eu nu sunt rasist, nu sunt nimica. Înțelegi? Când ei să vrei să vorbești ceva și vrei să vorbești românește, vorbești românește. Când nu vrei și nu vrea pălăria ta, nu vrei să vorbești absolut nimica. Dragii mei, ăștia nu sunt oameni pocăiți. Niciunul nu este pocăit. Nu sunt oameni pocăiți. Dom'le, ori nu vorbești mie cum vreau eu, oricum. Am ajuns rău de tot, dragii mei. Am ajuns rău de tot. Nu mă interesează ce se întâmplă în afară. Nu mă interesează că spune unii pe, că te duci pe la magazine, că dacă nu vorbești maghiară, nu te servești. N-am eu treabă cu ei. Ăia poate să facă ce vrea, e viața lor, e alegerea lor, e hotărârea lor. N-am treabă cu așa ceva. Dar în biserică lucrul acesta, să te urci la amvon și să stai două mămui acolo. Că și eu am fost. Și să stea unul să vorbească românește și unul să vorbească maghiară. Să distrugi timpul lui Dumnezeu care ar trebui predicat o oră, dintre care tu nu poți să predici decât o jumătate de oră. Că predici o oră, dar trebuie să stai tu să vorbești două cuvinte, ălălaltul două cuvinte, ălălaltul două cuvinte, ălălaltul două cuvinte, ălălaltul așa, ălălaltul așa. Râsul lumii, dragi. Nu contează că ești... Eu m-am dus, de exemplu, român, am stat în Spania, m-am dus într-o biserică spaniolă, zice, domnule, trebuie să înveți spaniolă. Deci, știi spaniolă, predică în spaniolă. Dacă nu-ți convine, du-te în altă parte. Nu, dragii mei, noi suntem mai cu coarne. Noi suntem mai așa, noi suntem mai așa, noi suntem mai așa. Noi... Dragii mei, păi noi facem la fel ca și lumea? Românii fac așa, frații țigani fac așa, frații gabor fac așa, ăia fac așa, ăia fac... Unde suntem fraților aici? Unde suntem noi? Ce a ajuns biserica lui Dumnezeu? Fiecare face ce vrea. Fiecare face ce vrea. Nu se poate așa ceva. Cum te salvează Dumnezeu dacă tu nu te pocăiești? Cum te salvează? O soră gaboriță zice odată, zice, frate, să nu ai multă încredere în noi, că noi așa suntem, așa ne-am născut din naștere și este în firea noastră să mai facem câte o șmecherie, câte o înșelătorie. Cum să spui așa ceva, soră? Adică ce ai tu în tine? Cum? Nu te înțeleg. Adică cum? Adică, e în tine? Adică nu e Hristos în tine. Adică tu în firea ta ai ce ai. Iurie de Are, pacea Domnului. Ai pe dracu, n-ai pe Dumnezeu. Că dacă l-ai pe Hristos, spune că puritatea lui Hristos îți descopere propria ta întinare în culorile dezgustătoare.
și tu te vei întoarce de la păcatul care te pângărește și tu privești la Hristos și trăiești. A, nu, domne, că așa e în firea noastră. Gaborul spune așa, țiganul spune așa, românul spune așa, maghiarul spune așa, ăla 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 vrea să-i se prece așa, ăla... Păi unde e unitatea în Hristos, dragul meu? Eu te întreb pe tine în dimineața aceasta, dragul meu, frate, nu te numesc Gabor, maghiar, țigan, român sau ce ești, frate în Hristos, care ești de altă naționalitate, nu contează că ești Gabor, că ești țigan, că ești zidar, că ești și multe alte, Pista Al Capone, bine ați venit cu noi în această... Nu contează ce ești neamț, francez, ce ești tu. Păi tu crezi când vei merge în cerul și Dumnezeu te va mântui, o să-ți predice ție ungurește, mie românește, ție nemțăște, ție italienește, ție nu știu ce. Și tu o să faci că tu așa ești tu din fire, Dom'le, așa este în firea ta, că tu trebuie să mai faci lucrurile acestea. Noi ne spunem pacea Domnului și Dumnezeu ne mântuiește pe noi. Cum te mântuiește pe tine, Dumnezeu? Cum te mântuiește? Vreau să te întreb și eu pe tine. Cum te mântuiește dacă tu nu te pocăiești? Păi nu contează că tu ești Gabor, că țigan sau eu sunt român, că și eu la tinerețe. Uite, am aici pe moașa care mă cunoaște, moașa copilor mei, să spună ea înainte, că înainte de m-a face adventiști ăștia, fumam, beam și pe urmă după ce m-am făcut, tot nebuna a rămas o perioadă de vreme, fiindcă nu m-a învățat nimeni ce să faci și ce să fie drept. Făceam tot felul de prostii și cutare. Că așa era în firea mea, că nu eram pocăit înaintea lui Hristos. Păi și cum să mă mântuiască Dumnezeu? Că eu nu purtam chipul lui Dumnezeu și semnul lui Dumnezeu și pecetea lui Dumnezeu. Și purtam chipul dracului și pecetea demonilor în viața mea. Și Dumnezeu zice, bă, ori te pocăiești, ori da, termina povestea aceasta. Gata, s-a terminat. Ai venit la Hristos. Schimbă-te, pocăiește-te. Lasă păcatele, lasă ce ai făcut tu înainte și ce e în firea ta și de unde vii tu. Că ai învățat la cort, că ai învățat la nu știu ce ai învățat, la Gabor, la român, la rudar, la țigan, la neam, la francez, de ce unde ai fi tu. Gata, s-a schimbat, în Hristos este altceva. Noi nu suntem învățați, că așa ar trebui să fie în bisericile noastre învățate lucrurile acestea. Așa ar trebui. Lasă, frate, vină o biserică că merge lucrurile așa, că Dumnezeu te mântuiește așa, că te schimbi tu cu timp. Nu te mai schimbi, nu te mai schimbi pe nimic, ca nu te mai schimbi. Nimic. Ce să te schimbi dacă tu nu începi, cum zice ca și la căsătorie, dacă ai început cu stângul, să alege praful, tot cu stângul o să mergi. Dacă mergi cu dreptul, mergi cu dreptul în viață și mergi mai departe. Dacă copilul începe de mic să scrie bine și frumos la școală, așa scrie bine și frumos toată viața. Dacă mâzgălește caietul, așa o să-l mâzgălească toată viața. Așa e și viața noastră de credință. O viață mâzgălită, mizerabilă, fiindcă viața noastră este mizerabilă, fiindcă noi suntem mizerabili. Când nu vrem să ne schimbăm, mizerile noastre iasă la iveală. Păi nu, frate, că așa e în fire, că așa sunt eu, că așa suntem noi, că așa ne-am născut, așa ne-am pomenit, așa am fost învățat, mie îmi vorbești așa, mie îmi spui așa, mie îmi zici așa. Păi ce facem cu Dumnezeu atunci, dragii mei? Credeți că o să fiți mântuiți în felul acesta? Nu o să fiți mântuiți niciunul. Absolut niciunul. Nici eu, nici tu. Niciunul dintre noi nu o să vede mântuirea. Absolut niciunul dintre noi. Pierdem timpul degeaba, mergem pe la biserici, de-am stricat balamalele și încuietorile la biserici. Mai dăm și banii pe la tâmplari, pe la nu știu ce, să ne mai schimbe și balamalele, să le mai și ungă. Mai dă banii și pe vaselină și pe toate alea. Da, mai rupem și scaunele, mai rupem și parchetul, mai schimbăm, mai și zugrăvim bisericile degeaba. Măcar dacă le-am zugrăvit și le-am reparat cu folos. Am fost la o biserică unde se pregătesc de renovare, să facă frumos biserica, să arate pe din afară, frumos să arate pe dinăuntru și inima e plină de drăcovenii și de lucruri rele, de dușmănie, de răutate, de vorbire de rău, de tot felul de invidii și de tot felul de lucruri. Pentru ce te duci, mă, la biserică? Pentru ce te duci la biserică? Ce cauți la biserică?
Stai mă acasă și trăiește-ți viața, distrează-te, bea, mănâncă, du-te și fă-ți viața așa cum vrei și lasă dacă nu vrei să trăiești cu Hristos. Pentru ce? Pentru ce? Întreb eu. Pune întrebarea, lecțiunea. Cum te salvează Dumnezeu? Cum? Dacă tu nu vrei. Așteptăm mântuire. N-are cum să ne ia mântuire. Să mergem mai departe. În Hristos, cel care a murit pentru a elibera de zluțenia păcatului, descoperă un caracter cu totul cuceritor, impresionant, atrăgător și cu buze tremurânde și ochii scăldați în lacrimi, el declară: Iisus nu a murit pentru mine în zadar, bunătatea ta mă face mare. Mă face mare bunătatea. Auziți ce trebuie să facă? În Hristos, cel care a murit pentru a elibera dezluțenia păcatului, descoperă un caracter cuceritor. Păi care e caracterul nostru cuceritor? Dacă noi facem diferență între noi. M-am dus într-o biserică să mă ierte Domnul. Nu stă, domne, frații maghiari, nu stă lângă români. Ăia stau pe o parte, ăia pe o parte. Românul stă la anvon pe partea cu românii, maghiarul stă pe partea cu frații maghiari și le predică maghiară ăla. Să ne uităm ca proști, unul pe stânga, unii te uită pe dreapta, sau invers. Unde-i pomenit așa ceva? 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 Așa ceva n-am pomenit. Eu, din câte am citit în cuvântul lui Dumnezeu, zice, domnule, când te uiți la anvon, să se urce reprezentantul lui Dumnezeu, nu doi. Și trâncă-ne doi și bălmăjesc acolo. Și... Dar noi suntem sfinți, domnule. Noi o să fim mântuiți, Dumnezeu o să ne ia la cer. Nu-i așa, dragii mei? Cum am dat noi la o parte cuvântul lui Dumnezeu și ne-am bătut joc de el și le-am înlocuit noi, domne? Că noi suntem mai deștepți cu Dumnezeu, noi avem alte calități, domne. Păi ce, Dumnezeu are calitățile noastre? Ne învață pe noi Dumnezeu ceea ce să facem. Zoe Ștefan, bună dimineața! O înțelegeți dumneavoastră? Zice, măcar așa să fie ascultat, dar și se pune în practică. Nu, Zoe Ștefan, nu! Dumnezeu are niște reguli în care oamenii nu trebuie să-L încalce. Nu măcar așa! Dumnezeu nu spune nicăieri măcar așa. Dumnezeu nu spunea, domne, fii atent când vine Stella Grigore, bine ai venit. Zice, în ce limbă se cântă în aceste adunări? Păi depinde, de multe ori să cântă așa, 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 așa. Domnul Iisus spune în Vechiul Testament așa cuvântul lui Dumnezeu, spune așa. Străinul care se alipește de Domnul, ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Să facă la fel ca și poporul. În templul lui Dumnezeu, când intră, cine să intre? Preotul. Nu venea fiecare reprezenta pe fiecare națiune cu cutare. Toată lumea trebuia să se conformeze cuvântul lui Dumnezeu. Preotul vorbea pentru toată lumea, în aceeași limbă, pentru toată lumea se conforma. Înțelegeți dumneavoastră? Zice, mergem la biserică să auzim cuvântul lui Dumnezeu, nu să ne vadă oamenii, predica contează, mesajul. Dragii mei, contează predica și mesajul, dar contează atitudinea noastră față de Dumnezeu, contează poziția noastră față de Dumnezeu, contează tot ceea ce facem pentru Dumnezeu. Nu că doar predica contează. Ele trebuie îmbinate. Dumnezeu zice așa, când vii la casa lui Dumnezeu, cum să vii? Pregătește-ți, curățește-ți hainele, sfințește-te, predă-te lui Dumnezeu, pregătește-ți cu 3 zile înainte lucrurile. Cum? Cu mintea, cu spiritul, să fii pregătit înaintea lui Dumnezeu, în toate formele, tu să fii gata să veniți înaintea mea, sfințiți, curățiți și cu totul, cu totul, spune Dumnezeu. Eu știu că predica este valabilă înaintea lui Dumnezeu. Dar predica are valoare doar dacă faci ceea ce trebuie. Înțelegeți dumneavoastră? Doar dacă faci ce trebuie. Că poate să se predice cuvântul lui Dumnezeu bine, dar dacă tu vii cum vii, am văzut pe unii vin în papuci, alții se descalță, alții fă ciorapi în picioare, alții fără... Cum să te mântuiască Dumnezeu? Cum să te mântuiască Dumnezeu, dragul meu? Te întreb eu, cum să te mântuiască Dumnezeu?
Te mântuiește Dumnezeu în felul acesta? Nu te mântuiește Dumnezeu în felul acesta. Nu mai ascultați minciunile altora și prostiile altora. Dumnezeu zice, când vii la casa mea, trebuie să ai pe sub cămașe o pereche de izmene ca să nu te omor, să nu te urci pe treptele templului, să ți se vadă goliciunea și urăciunea ca eu să te omor, spune Dumnezeu. Și acum vreau să le spun surorilor în dimineața aceasta, când tu te duci, soră, la adunare, cu o fustă scurtă, mă scuz și să mă iertați de cuvântul pe care îl spun în dimineața aceasta, nici măcar ștram nu ai pe tine și ai fundul gol până la chilot și nu știu ce chilot ai, poate ai și o sfoară acolo, nici măcar un chilot să-ți acopere fundul înaintea lui Dumnezeu. Nici măcar să-ți acopere fundul. Și zice Dumnezeu, când urci pe templu, pe scările templului, zice, ia-ți o periche de izmene când urci treptele, dar să nu urci treptele, să faci o rampă, să nu cumva ridicând piciorul să se vadă ceea ce nu trebuie să se vadă. Și nu avem nici măcar o periche de ștram pentru noi și fuste scurte și punem și picior peste picior în adunare și multe alte lucruri care n-ar trebui. Și nu e așa că vă mântuiește Dumnezeu. Înțelegeți? Te mântuiește Dumnezeu. O să vedem, dragii mei, o să vedem pe câți dintre voi sau pe mine, pe câți o să ne mântuiască Dumnezeu dacă nu ne pocăim, spune aici așa, trebuie să avem un caracter cu totul cuceritor, impresionant, atrăgător și cu buzele tremurând și ochii scăldați în lacrimi, noi trebuie să declarăm, Iisus nu a murit pentru noi în zadar. N-a murit pentru noi în zadar. Și suntem fără rușine, și frați, și surori. Nu, că Dumnezeu ne mântuiește. Să așteptați. Să așteptăm noi, dacă nu ne împocăi, că Dumnezeu o să ne mântuiască de o să ne doară capul. Și pe mine, și pe tine. Și pe fiecare dintre noi. Mântuire de asta, asta vine de la diavolul, nu vine de la Dumnezeu. Asta e o înșelătorie și o minciună. N-are nimic de a face cu Dumnezeu. Lucrurile acestea. Dumnezeu are niște reguli. Dumnezeu are niște bariere. Dumnezeu are niște hotare, niște însemne, niște îngrădiri pe care trebuie să le respectăm. Nu le respectăm, nu o să fim mântuiți. Zice Dumnezeu, nu vă apropiați oricum de Domnul Dumnezeul vostru, căci Dumnezeul vostru este un Dumnezeu sfânt. Mă înțelegeți asta? Și zice, cine nu se apropie de Dumnezeu în sfințenie, Dumnezeu este un foc mistuitor. Ce noi ne permitem oricum, că Dumnezeu ne mântuiește, Dumnezeu ne salvează. A ajuns casele lui Dumnezeu și bisericile lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, lucruri de destrăbălare. Pe noi ne interesează să dăm bine. Nike, Puma, Gucci, Ciuci și tot felul de măgăreli și de tâmpenii. Firme, lucioase, albicioase, noi nu vrem ca sufletul nostru să fie gata înaintea lui Dumnezeu. Nu e așa, dragii mei? Nu e așa? Noi pentru asta venim la biserică, nu să ne umilim înaintea lui Dumnezeu. Și aseară când am citit cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, spune așa, o biserică nu contează cât este de simplă și cu tare, dar dacă inima și viața este după voia lui Dumnezeu sfințită și curățită și așa mai departe, îngerii Dumnezeu, ce fac? Se apropie. De cine se apropie? De cei cu inima smerită, nu bisericile ca să sunt luxoase, pompoase și prezintă tot felul de lucruri și tot felul de idei. Înțelegeți noastră? Silvia Păunescu, pace. Biserica este pentru păcătoși, da? Dar nu să stai păcătos și să crești în credință, exact cum spune noastră, ne deschide în inima, mântuirea spiritului, har, dar noi nu putem să ne mântuim singuri. Trebuie să avem râvnă pentru Dumnezeu, trebuie să trăim în sfințenie cu Dumnezeu, trebuie să ne punem casa în rânduială, viața în rânduială. Trebuie să ne sfințim și să facem ceea ce e drept înaintea lui Dumnezeu. Nu de dragul doar de a merge la biserică și a face lucrurile acestea. Zice cuvântul Dumnezeu, așa,
Se zice, omul căzut este obiectul iubirii sale infinite și al bucuriei sale. El se bucură pentru ei cu cântări cerești și omul întinat de păcat a ajuns să fie curățit prin neprihănirea lui Hristos. Este prezentat înaintea Tatălui, eliberat de, și fiți atenți ce spune acum cuvântul Dumnezeu, de orice pată, de orice mânjitură a păcatului, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăneți. Cine va ridica până împotriva noastră dacă suntem fără pată? Hai, domne, că eu sunt mântuit prin credință, eu nu trebuie să mai fac nimica. Ce trebuie să fac? Nu trebuie să fac nimica, că Dumnezeu a murit pentru mine, domne. Nu trebuie să fac absolut nimica. Nu trebuie să fac absolut nimica. Nu e nevoie să fac anumite lucruri. Că s-a plătit totul pentru mine, s-a dat totul pentru mine, nu trebuie să fac nimica. Nu, dragul meu. Nu. Ci zice aici așa, fără pată, haideți să vedem, poate vede dumneavoastră. Luați și citiți dumneavoastră dacă se vede, să nu ziceți că citesc de la mine. Fără pată, fără vină, fără zbârcitură, fără nimic altceva. Dacă nu vom face lucrul acesta, va fi dezastru. Indiferent ce vei fi tu, nu contează. Că noi ne catalogăm acum. Românii se uită urât la frații gaborii, gaborii se uită, frați, la românii, românii la maghiari, maghiarii la români, țiganul la român, românul la țigan. Și toți, uite, ne uităm așa, unii ne uităm urât așa, unii, că noi suntem așa, noi suntem așa, noi suntem mai buni, noi suntem mai drepti, ba voi sunteți mai răi, ba Traian Covaș, bine ai venit. Fără pată, fără zbârcitură, privirea ta să nu fie altă privire decât privirea lui Hristos. Hristos privea cu milă, cu îndurare, cu bunătate, cu blândețe, cu iubire, cu dragoste. Da, cum ne privim noi? Cum suntem noi? Cum trăim noi? Cum ne aranjăm noi viața înaintea lui Dumnezeu? Cum? Cum ești mântuit de Dumnezeu? Cum te salvează de Dumnezeu pe tine dacă tu nu schimbi viața? Te întreb eu în dimineața aceasta, dragul. Ne întreabă Dumnezeu, nu, eu, uite așa spune lecțiunea. Cum ne salvează Dumnezeu? Cum? Cum vrem noi? Costel Dumitrașcu, nu știu, te salutai, pace, bine ai venit cu noi, Sava, binecuvântat. Cum ne salvează Dumnezeu? Se pune întrebarea. Cum vrea Dumnezeu, nu cum vrem noi, dragii mei. Ne înșelăm singuri de multe ori și spunem că Dumnezeu ne salvează așa. Nu! Dumnezeu ne salvează cum vrea El. Dumnezeu are reguli prin care este. Că mântuirea este gratis. De multe ori ne înșelăm că nu e chiar atât de gratis. Mântuirea s-a plătit un preț mare pentru ea. Nu este gratisă. Este un dar din partea lui Dumnezeu, e altă treabă. Dar darul acela a costat mult. Mult! Și David la un moment dat vine și spune așa: să nu mă coste pe mine nimic pentru păcatul meu pe care l-am săvârșit înaintea lui Dumnezeu. Cât l-a costat pe Dumnezeu care n-a avut păcat? Dar pe noi nu ne costă nimic, domne. Noi suntem mântuiți așa cu păcatele târâși după noi. Mergem cu căruța, cu oale, cu câini, cu mâță, cu tinichele, trâncănele după noi, cu toate alea. Cu viața murdară înaintea lui Dumnezeu. N-are a face nimic. N-are a face nimica. Prin cercetarea Scripturilor putem ajunge să înțelegem cine suntem noi pentru Hristos și cine este El pentru noi. Auziți ce spune cuvântul, dragii mei? Prin cercetarea Scripturilor ajungem să-L înțelegem pe Hristos cine este El pentru noi și cine suntem noi pentru Hristos. Așa spune Dumnezeu. Cine suntem noi pentru Hristos și ce este scris? Ce este Hristos pentru tine, dragul meu ascultător? Te întrebăm dimineața aceasta. Când pe tine nu te interesează și nu vrei să schimbi ea, cine este? Un terchea berchea, nu? Dumnezeul Universului, Creatorul, care și-a dat viața pentru noi, care a murit pentru noi. Cine este El pentru tine? Un nei ca nimeni? Nu, dragul meu. Noi suntem nei ca nimeni. El este atotputernic. El este Creator. Este atotștiutor, atotprezent, omniprezent. El este în orice situație, în orice moment. El cunoaște gândurile, El este în gândurile noastre. El cunoaște ziua de mâine, ziua de poimâine. El cunoaște peste veacuri îndepărtate ce are să se întâmple. Și dacă El este așa,
Ce este El pentru noi? Ce este pentru mine? Ce este pentru tine? Ce sunt eu pentru El? Întreb și eu în dimineața aceasta. Ce e Hristos pentru tine? Dacă El este Dumnezeu pentru tine, schimbă-te. Dacă El nu e Dumnezeu pentru tine, lasă-te. Dă-i dreptul lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-i locul care și-l are El. Nu-i ocupatul locul cu tot felul de lucruri și tu crezi că Dumnezeu te salvează. Cum te salvează Dumnezeu dacă tu nu-i dai locul lui Dumnezeu? Știi ce a făcut Satana? Mă voi ridica pe muntele Dumnezeului cel înalt. Voi fi ca și Dumnezeu. A vrut să iau locul lui Dumnezeu, că nu contează. Dumnezeu e Dumnezeu, dar eu sunt eu. Eu pot să fac ce vreau. Satana, să știți, dragii mei, că a profitat de bunătatea lui Dumnezeu. A profitat ca și noi. Și în prostia lui, profitând de bunătatea lui Dumnezeu, a ajuns să se răzvătească și să-L urască pe Dumnezeu. Să avem mare grijă, să aveți mare grijă și să avem fiecare dintre noi cum profităm de Dumnezeu sau ce este Dumnezeu pentru noi. Că dacă căutăm să profităm de bunătatea lui Dumnezeu, vom deveni cei mai mari vrăjmași ai lui Dumnezeu. Cei mai mari vrăjmași ai lui Dumnezeu! Evreii au profitat după bunătatea lui Dumnezeu, s-au bucurat de binecuvântări, s-au bucurat de multe lucruri pe care nu le-a avut nimeni de pe pământul acesta. Și au devenit cei mai mari vrăjmași ai lui Dumnezeu. Aveți grijă, dragii mei! Aveți grijă! Și spune așa, privind la El, trebuie să ne schimbăm după chipul Său, să devenim colaboratori cu El, să devenim reprezentanții Lui în viață și în caracter. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Nu eu spun cuvântul. Noi privind la El, să ne schimbăm după chipul Lui, să devenim colaboratori cu El, adică să lucrăm, să facem ceea ce a făcut El pentru salvare de suflete, să devenim reprezentanții Lui în viață și în caracter. Asta spune Dumnezeu. Susana zice, da, cine se înalță, în prăpastie cade. Departe de noi așa ceva, fratele meu, departe, sora Susana. Departe dacă vrem. Să ne schimbăm, să ne transformăm, să devenim oameni după voia lui Dumnezeu. Nu avem cum, departe. Gândurile acestea ne vor urmări și ne vor conduce într-un fel sau altul, dacă nu le vom stăpâni și dacă nu ne vom supune lui Dumnezeu, dacă nu devenim colaboratori, dacă nu devenim, cum spune aici, trebuie să devenim, să ne schimbăm chipul după chipul Său, să devenim colaboratori, să devenim reprezentanți, trebuie să ne deprindem, să înțelegem că ni se cere să trăim ca fii și fiice al lui Dumnezeu, iubindu-L pe Domnul mai mult decât orice și pe semenii noștri ca pe noi înșine. Ni se cere, dragul meu, nu te mântuie Dumnezeu decât cum ți se cere. Nu te înșela singur că vei putea să fii mântuit în altă formă. Nu te înșela, hai să-ți mai citesc o dată. Trebuie să ne deprindem să înțelegem că ni se cere să trăim ca fii și fiice al lui Dumnezeu, iubindu-L pe Domnul mai mult decât orice. Mai mult decât orice, iubindu-L pe Domnul. Și apoi și pe aproapele nostru. Noi de multe ori iubim pe aproapele nostru, demonstrând că iubim pe Dumnezeu, dar nu iubim nici pe Dumnezeu, nu iubim și nici pe aproapele nostru. Nu iubim. Mai departe, trebuie să trăim o viață curată, desăvârșită, de dragul lui Hristos, să iubim desăvârșirea, pentru că Iisus este într-o chiparea desăvârșirii. Ce să facem? Să iubim desăvârșirea. Dar nu pot, frate, așa este în mine, Domne. Așa este în firea mea, așa suntem noi, neamul ăsta, așa sunt eu, așa m-am pomenit, așa. Mai du-te, mă, omule, cu pomenirea ta, mai du-te cu toate lucrurile acestea. Nu merge lucrurile acestea să vii să spui, Doamne, dar nu pot. Păi nu poți că nu vrei să te pocăiești. Auzi pe unul, nu mă pot să mă las de băutură.
nu vrei să te predai lui Hristos, să te pocăiești. Spunea cineva odată, îmi plac femeile, nu pot. Minți! Că dacă te-ai pocăi, ai putea. Nu pot să mă las de băutură, nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de minciună, nu pot să mă las de răutate, nu pot... Nu e adevărat! Nu e adevărat! Trebuie să trăim o viață curată, desăvârșită, de dragul lui Hristos. Să iubim desăvârșirea, pentru că El este într-o chiparea desăvârșirii. Ce înseamnă pentru noastră desăvârșire, dragii mei? Ce înseamnă desăvârșire? Fără pată, fără vină, fără zbârcitură, nimic să nu se găsească în caracterul nostru, decât Hristos să fie pururea viu în noi, adică o trăire sfântă, desăvârșirea lui Dumnezeu să se vadă în noi. Cum te mântuiește Dumnezeu? Cum te salvează pe tine Dumnezeu dacă tu nu iubești desăvârșirea, dacă tu nu iubești viața de fără păcate? Cum să te mântuiască Dumnezeu pe tine în păcatele tale când tu iubești păcatele, când viața ta este dedicată păcatului și nu lui Dumnezeu? Cum? N-are cum să te mântuiască Dumnezeu în felul acesta și în forma aceasta. Nu are cum, dragul meu. Nu are cum să-ți iese din cap ideile acelea. Diferență rasială, diferență etnică, diferență de nu știu ce, diferență de nu știu cum, de bogăție, de avere, de studii, de pregătiri și de înalta societate. Dacă vrei să intri în societatea lui Dumnezeu, va veni timpul când vei mânca la masă cu țiganul, cu arabul, cu maghiarul, cu gaborul, cu rudarul, cu cerșetorul, cu lipitul pământului. Va veni vremea, dacă vei fi mântuit, să dormi în casă și cu unul și cu celălaltul și să fii împreună înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă noi de aici ne mâncăm ca câinii, cum să mergi tu în ceruri? Când tu schimbi regulile lui Dumnezeu pe pământ, cum să te mântuie Dumnezeu pe tine? Cum să te salveze Dumnezeu pe tine, dragul meu? Te întreb eu în dimineața aceasta. Când tu ești plin de dușmănie și de răutate, când tu ai tot felul de idei în lucrurile tale, te uiți la ăla săracul de lângă tine, te uiți la ăla așa, te uiți așa ca grangurul, că tu ai stema aici de puma, șuma și nu știu ce, tot felul de idei și cu toate alea și pe altul nu-l bagi în seamă. Cum să fii tu salvat de Dumnezeu, te întreb eu? Când tu nu inviți pe nimeni în casa ta, când tu nu calci casa nimănui, când tu nu ești colaborator cu Dumnezeu, când tu nu te implici în lucrare, când tu nu vestești mântuirea lui Dumnezeu și salvarea lui Dumnezeu, când tu nu faci nimic, când preocuparea și alergarea ta este în altă direcție, cum spuneam aseară, când tu alegi după asemănarea cu lumea, când tu lași ca chipul demonilor să fie pe chipul tău în loc de chipul lui Dumnezeu. Cum? Cum? Vasile Ene, bine ai venit cu noi în această dimineață. Pace! Cum? Cum să te mântuiască Dumnezeu? Mai pun încă o dată întrebarea, dar sub altă formă. Câți dintre noi săptămâna aceasta am avut și noi ceva de spus pentru Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, să facem ceea ce trebuie? Câți dintre noi? Și vrei să te salveze Dumnezeu? N-are ce să facă Dumnezeu cu tine. Că tu nu ești colaborator. Tu nu ești interlocutor cu Dumnezeu. N-ai cum, nu merge. Tu schimbi regulile lui Dumnezeu, ideile lui Dumnezeu, părerile lui Dumnezeu. E părerea mea. Noi punem părerile noastre în locul părerilor lui Dumnezeu. Punem ideile noastre în locul ideilor lui Dumnezeu, regulile noastre în locul regulilor lui Dumnezeu. Noi facem aia, noi spunem aia, noi credem că e așa, noi spunem că e așa. Costel Petrovici, pace. Noi. Unde e Dumnezeu în toată povestea aceasta? Voi n-aveți voie să dați cărți că nu este de la noi. Voi n-aveți voie să spuneți aia că nu vă spunem noi. Voi nu aveți voie să ziceți cealaltă că nu vă zicem noi. Voi trebuie să vă supuneți nouă, nu lui Dumnezeu. Și uite așa, de fiecare dată, noi vrem să fim desalvați de Dumnezeu. Oare regula aceasta de măsură va fi pusă înaintea lui Dumnezeu la mântuirea noastră? Noi, părerea noastră, ideea noastră, lucrarea noastră, sfințirea noastră? Nu, dragul meu. Nu. Stela Tabardau, bine ați venit cu noi în această dimineață, pacea Domnului. Nu, Dumnezeu nu are nevoie. Numai zilele acestea pe TikTok
Am văzut un frate de-al nostru care a făcut teologia, dragii mei, păstor la Institutul Teologic Cernica, a terminat facultatea și a intrat pe un grup cu niște femei ortodoxe și multe alte lucruri și spunea anumite lucruri. Și atâta l-au terfelit femeile, le-a vă spun sincer. Și el spunea, așa cred eu, așa e părerea lui, părerea mea, așa e cu tare. Și am intrat acolo să-i dau o mână de ajutor repede, când m-a văzut că am intrat, a ieșit. Păi cum să spui tu părerea mea, ideea mea, lucruri? Păi tu dacă stai de vorbă cu cineva despre Dumnezeu, tu vii cu părerile tale, Ioan Marcel, la pacea Domnului, vii cu ideile tale, cu părerile tale, cu regulile tale. Păi de-aia n-ai biruință. De aceea te biruiesc alții în cuvânt, de aceea te biruiesc alții în învățătură, de aceea te biruiesc alții în fapte și multe alte lucruri, fiindcă tu nu vii cu Hristos, ci vii cu tine. Să vezi tu ce ai făcut tu. Păi eu am făcut teologie, egal cu zero, mă, și eu am făcut școala de zidari. No. Care e problema între teologia ta și zidăria mea? Bergheva Abel, bine ați venit cu noi în această dimineață. Ce reprezintă mustățile acestea? Nu e nicio problemă, frate, reprezintă ele ceva. Marius Onila zice, a lăsat bunul Dumnezeu, zice, porunci, încearcă să le zici pe alea și vezi de treabă, că știe Dumnezeu, că suntem țărână. Bine, Mariuse, știe Dumnezeu, normal. Tu crezi că poruncile Dumnezeu rămâne strict așa la 10 porunci? Ia citește-le tu mai bine să vezi. Fiindcă 10 porunci al Dumnezeu are un conținut mult mai mare decât crezi tu, Mariuse. Mult mai mare decât crezi tu. Acolo reprezintă sfințenie, reprezintă curățenie, reprezintă ordine, reprezintă respect, reprezintă distanța pe care trebuie să o ai între tine și Dumnezeu, barierele pe care trebuie să le ai între tine și Dumnezeu și multe, multe alte lucruri. Au o gamă mai largă, diversificată. Spune că cele 10 porunci și Sfânta Scriptură pentru cei mântuiți în veșnicii va fi o comoară fără fund, o mină în care se va sepa și se va descoperi multe alte lucruri. Înțelegi? Că de multe ori când tu spui că păzești cele 10 porunci și tu le încalci într-un fel sau altul, tu nu ții poruncii lui Dumnezeu. Dacă citești cu atenție despre tânărul bogat care spune că eu am păzit poruncile Dumnezeu și ce Domnul l-a iubit că l-a văzut lucrurile acestea. L-a iubit că spunea că l-a văzut în neștiința lui și în sinceritatea lui. Dar problema este că el nu le-a păzit. Domnul Iisus l-a privit cu dragoste când a zis. Dar Dumnezeu îi pune o întrebare la terminare tânărului bogat și zice, vinde tot ce ai și dă săracilor și vină după mine. Și în momentul acela s-a văzut iubirea lui față de Dumnezeu și păzirea poruncilor. Eu nu le-a păzit. Că dacă le păzea în momentul când Dumnezeu i-a cerut lucrul acesta, el vindea tot și pleca și lăsa totul și el se supunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-ar fi cerut lucrul acela să vândă, să rămână sărac, dar l-a pus la probă și pe noi de multe ori Dumnezeu ne pune la probă. Că suntem păzitori ai poruncilor, că suntem așa, că suntem așa, că suntem într-un fel sau altul și nu știu ce și nu știu cum. Înțelegeți dumneavoastră? Dar în realitate nu suntem ceea ce trebuie. Cum nu le-a păzit dacă spune că le-a păzit? Abele, citește mai cu atenție să vezi. Că spune că le-a păzit, dar ea citește finalul, să vezi când îi spune Dumnezeu, vinde tot ce ai și urmează-mă. Și Dumnezeu zice, dacă iubești pe cineva mai mult decât pe Dumnezeu, dacă cineva iubește mai mult pe mamă, pe tată, pe copii, pe soție, pe soț, averi, col de bogății și lucrurile acestea nu este vrednic de împărăția mea, spune cuvântul Dumnezeu. Eu pot să spun ție și tu mie că eu păzesc poruncile lui Dumnezeu când vorbesc, da? Domnul Iisus spune, l-a iubit și l-a privit cu dragoste, că păzea, că le spunea. Și apoi Dumnezeu vine cu proba finală și spune, vinde tot ce ai. Să vedem, mă iubești, păzești tu poruncile. Citiți-le cu atenție, dragii mei, că acolo nu sunt trecute doar să le citim ca niște povești, așa ca să trecem prin ele. Citiți-le cu atenție să vedeți ce spune. Înțelegeți dumneavoastră? Citiți-ne cu atenție. Păi cum? Dacă tu păzești poruncile, păi vinzi averea pentru Dumnezeu, când Dumnezeu își cere. Când Dumnezeu ne-a spus nouă că ne-a iubit, a părăsit cerul tot, a lăsat cerul gol și a coborât pentru noi oamenii pe pământ și a murit. A părăsit cerul, a părăsit binecuvântarea. Țonțo, bine ați venit cu noi. Toate acestea le-a păzit cu grijă din tinerețea mea. Așa zice el.
Toate acestea, păi câți dintre noi nu zicem Abel, că din tinerețea noi le păzim, Domne, decât suntem noi, noi le-am păzit pe toate. Ci când Dumnezeu ne pune la probă, ca pe tânărul bogat, și spune, vinde tot ce ai. Lui Avram îi zice, ești din casa ta, din rubedenia ta, din familia ta, din casa tatălui tău și mergi. Unde, Doamne? Într-o țară. În care țară? Țară care voi da seminției tale. Iar atunci lui Avram nu. Ce a făcut Avram? A pus întrebări lui Dumnezeu. Nu, el l-a iubit pe Dumnezeu. A luat pe tatăl său, Lot, nepotul său, a mers cu el și au plecat. Ei nu știau unde merg. Dar prin făgăduința lui Dumnezeu mergeau în țara promisă. Înțelegeți? Dumnezeu nu i-a arătat caracteristici. Dumnezeu nu i-a arătat că el va merge, că va trece, nu știu, l-a ținut prin pustie atâția ani de zile. A avut treabă cu amoriți, a avut treabă cu filisteni, a avut treabă cu cananiți, a avut treabă cu alea, urmărit, hăituit și el a trecut prin multe lucruri și prin multe situații care a fost greu și pentru el. N-a fost ușor. Dar totuși, oamenii locului acelui se temeau de el că era prințul deșertului, fiul lui Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa spunem noi că le păzim. E altă treabă. Dar să vedem când ne probează Dumnezeu. Câți dintre noi suntem dispuși? Uite, de exemplu, Dumnezeu spune în vremurile acestea, da? În vremurile acestea spune așa, cuvântul lui Dumnezeu. Zice, poporul meu, poporul meu, ieșiți, de unde? Din mijlocul lor, de unde? Ieșiți din orașe, ieșiți din locurile aglomerate, ieșiți unde este casă lângă casă, ieșiți. Câți dintre noi dovedim că îl iubim pe Dumnezeu în vremurile acestea? Hai să vedem. Câți dintre noi, că toți suntem mari teologi, mari filozofi, suntem toți credincioși lui Dumnezeu, suntem toți devotați lui Dumnezeu, toți așteptăm mântuirea, toți suntem așa, toți suntem așa și așa mai departe. Înțelegi? Bravo, Tonto! Bravo! Nimic altceva nu ne-a rămas decât să ne smerim și să strigăm, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Amin! Nota 20. Ăsta ne-a rămas nou. Să ne smerim, să ne pocăim, înțelegi? Și să facem tot ceea ce drept înaintea lui Dumnezeu. Abel spune, unde scrie în Vechiul Testament să vinzi tot? Dragul meu, eu ți-am vorbit despre tânărul bogat. Da? Despre tânărul bogat. Da? Dumnezeu îi spune și nu e în Vechiul Testament. E în Noul Testament. Vinde tot ce ai și de la săraci, așa spune. Da? Marius zice, suntem oameni și ne naștem cu păcat, dorim să ne trezim în păcat. Treaba este să ne străduim cât putem fiecare, dar normal. Pacea Domnului Florin, bine ai venit cu noi în Agea Sava, binecuvântată tuturor. Amin, Domnul să fie cu tine. Deci, dragii mei, noi trebuie să facem lucrurile acestea după voia lui Dumnezeu. Vasilie ne spune, acolo a fost vorba despre încercare. Păi încercarea aceasta, ce dă dovadă Vasilie? Încercarea pe pământul acesta are două scopuri bine definite. Două scopuri bine definite. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de lume, de satana. Slujirea de Dumnezeu și slujirea lui satana. Fiindcă pe pământul acesta sunt doi stăpâni. Unul mare și tare și unul care se dă mare și tare. Are o putere limitată, este tot sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu te încearcă, El te încearcă să vadă dacă tu îl iubești cu toată inima pe Dumnezeul tău și slujești pe Dumnezeul tău. Iurie Darie spune că tânărul bogat tot în Vechiul Testament era. Iurie, ia citește tu cu atenție să vezi unde era tânărul bogat. Caută în Matei să vezi că tânărul bogat era acolo, nu era în Vechiul Testament. Luați, dragii mei, și citiți Sfintele Scripturi, dragii mei. Luați și citiți Sfintele Scripturi, că nu scrie așa ceva. Sfânta Scriptură zice, vă rătăciți, fiindcă nu cunoaște Scripturile, ci nu cunoaște nici pe Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Trebuie să cunoașteți Sfintele Scripturi ca să vorbiți din Scripturi. Dacă nu cunoști Sfintele Scripturi, n-ai ce să vorbești despre Scripturi, nu cunoști Scripturile, n-ai ce să vorbești despre Dumnezeu, fiindcă Scripturile spune că ele mărturisesc despre mine și adevărul este în ele și El vă va face liberi. Înțelegeți? Deci noi nu putem să facem nimic, dragii mei, decât dacă noi vom asculta de Dumnezeu. Și ca să ascultăm de Dumnezeu, trebuie să cunoaștem adevărul. Trebuie să fim eliberați de orice prejudecată și de orice lucrare lumească. De toate aceste lucruri trebuie să fim eliberați. Hai să mergem mai departe. Odinioară morți și înșelați de satana.
Acela spirit care s-a arătat în rebeliunea din cer inspiră rebeliune pe pământ. Satana a continuat cu oamenii același fel de a proceda pe care l-a avut și față de îngeri. Și față de îngeri, dragii mei, auziți ce spune? Și față de îngeri. Înțelegeți? Florin Vodă zice, cu ocazia pseudopandemiei, Dumnezeu a căutat să ne arăte unde suntem ca indivizi și ca biserică îngrijorător de mult nu s-a dovedit vrednici. Asta este. Foarte mulți dintre noi, frate Florin, spunem că suntem grijioși lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne mântuiește, că Dumnezeu ne salvează. Cum ne salvează Dumnezeu? Și exact cum a spus dumneavoastră, frate Florin, chiar ați atins un subiect foarte important. Ne-a arătat locul unde ne-am găsit fiecare. Încercările și toate probele care vor veni ne vor arăta cu adevărat poziția și locul unde ne aflăm fiecare dintre noi. Că mulți dintre noi spunem că suntem la locul bun, la poziția bună, la hotărârea bună, noi îl iubim pe Dumnezeu, noi slujim pe Dumnezeu, noi trăim conform voinței lui Dumnezeu și multe alte lucruri. Dar toate încercările și toate care vor veni ne vor arăta cu adevărat și problema este că se va dovedi că noi nu suntem vrednici de ceea ce cere Dumnezeu. Noi spunem, noi inventăm, noi, în fine, avem fiecare părerile și ideile noastre bune sau mai puțin bune. Dar încercarea ne va arăta poziția și locul unde ne aflăm. Să nu vă înșelați singuri, dragii mei, crezând că veți fi mântuiți oricum, că Dumnezeu vă va salva de oriunde. Dumnezeu zice, străjerule, te-am pus, ce te-am pus? Veghetor, peste ce? Peste casa lui Dumnezeu, peste suflete, peste oameni. Dumnezeu va veni într-o zi și va căuta pe străjer să vadă unde este. Dacă este în poziția de veghe, de supraveghere la locul în care Dumnezeu l-a așezat. Și se va dovedi dacă locul nostru este bun sau este rău. Dacă așezarea noastră este după voia lui Dumnezeu sau nu. Că tot spunem acum. Toți inventăm că suntem pe poziție, că noi suntem așa, că suntem copiii lui Dumnezeu și multe, multe alte lucruri. Secundan Churchill, bine ai venit cu noi în această dimineață. De ce nu lăsăm mai multe Biblii și religii diferite? Churchill, vreau să spun un singur lucru. Nu sunt mai multe Biblii. E o singură Biblie. Dar religiile s-au născut din dorința oamenilor după alte lucruri și nu dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că pe pământ are o singură religie, o singură biserică, un singur Dumnezeu, un singur botez, o singură credință. Dumnezeu are un popor și o rămășiță care păzește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Iisus. Nu sunt mai multe. Păi, religiile de ce apar? Că mie nu-mi convine ce spune Dumnezeu. Și mă așez într-alt loc decât locul pe care mi l-a dat Dumnezeu și care Dumnezeu a vrut să mă așez. Și eu caut, apreciez, inventez, doresc, iubesc orice lucru de pe pământul acesta mai mult decât pe Dumnezeu. Mai mult decât pe locul Dumnezeu. Biblia e aceeași pentru toată lumea. Doar că noi suntem altceva decât ceea ce suntem. Ce religie am? Sunt adventist din ziua șaptea. Nu-mi rușine cu credința mea, nu-mi rușine cu religia mea, nu-mi rușine dacă cineva vrea să dovedească că ceea ce cred că adventist de ziua șaptea este contrar Sfintelor Scripturi, să vină cu citate, să vină cu paragrafe, să vină cu lucruri din Sfintele Scripturi, să-mi arate lucrul acesta. Să-mi arate lucrul acesta. Și eu în momentul acela voi ceda la ideea mea, sunt dispus schimbării și noilor învățători care să mă apropie de Dumnezeu dacă ale mele sunt greșite. Înțelegi? Să-mi arate cineva, domne, uite, tu ești greșit pentru lucrul acesta. Să-mi arate. Dar eu vreau să-i arăt că Dumnezeu are o biserică, are un popor care păzește cele 10 porunci, că mulți dintre noi spunem, domne, dar noi păzim poruncile lui Dumnezeu. Păi și dacă calci una dintre ele, nu te faci vinovat de toate, ce faci cu porunca a patra, cu sabatul lui Dumnezeu, care este? Ola, dar stai, domne, puțin că asta e dată pentru evrei, nu e dată pentru noi. Păi da, sabatul a fost dat în grădina Edenului și spune că a fost dat pentru cine? Pentru om. Pentru om. Și spune evreilor, adu-ți aminte. De unde să-ți aduci aminte de ceva care n-a existat niciodată? Domnul Iisus Hristos vine pe pământ și spune, sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Opa! Adică cum?
Normal. Omul a fost creat înainte și apoi sabatul a fost pentru el. Nu a fost sabatul și apoi omul creat. Și Dumnezeu, după ce l-a adus pe om la existență, zice, am creat sabatul pentru om. Pentru ce? 6 zile să lucrezi, să faci lucrul tău, dar ziua 7-a e ziua Domnului Dumnezeul tău în care să te închizi și să-ți slujești și să te odihnești. Cine? Tu, robul tău, roaba ta, străinul tău, măgarul tău, boul tău, tot ce este în casa ta, să ia o pauză, să răsufle în ziua 7-a și să recunoști pe Domnul Dumnezeul tău cum? Ca creator, ca Dumnezeu. Înțelegeți? Ca Dumnezeu. Asta este porunca lui Dumnezeu. Fiindcă oamenii astăzi nu-și mai aduc aminte. Oamenii nu mai recunosc pe Dumnezeu. Mulți dintre noi ne oprim în ziua de sabat ca să mâncăm și să dormim. Nu să ne aducem aminte de Dumnezeu. Nu să ne închinăm. Fiindcă porunca a patra spune 6 zile să lucrezi și ziua a șaptea ce să faci? Să îi te închini. Cui? Domnului Dumnezeului tău. Ziua șaptea este pentru închinare, pentru a slăvi, pentru a preamări, pentru a da slavă lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, fie că vă îmbrăcați, fie că trăiți, fie că gândiți, fie că vorbiți, fie că priviți. Să fie totul spre slava lui Dumnezeu. Nu, domne, că a fost dat pentru evrei. Pe cuvânt? Pe cuvânt? Atu dovadă că a fost dat pentru evrei. Evreilor spune, aduceți-vă aminte. Nu le spune, vă dau astăzi poruncile sabatul meu. Nu spune așa. Zice Domnul, astăzi voi citi, zice Dumnezeu, vă dau porunci. Care porunci? Poruncile acestea. Și apoi spune porunca a patra, adu-ți aminte. Adu-ți aminte. De cine? De Avram. Adu-ți aminte de Adam. Adu-ți aminte de Noe. Adu-ți aminte de toate lucrurile acestea. Păi noi nu ne mai aducem aminte? Nu ne mai aducem aminte absolut de nimic, dragii mei. Și noi spunem, noi, nu e pentru noi, e pentru tine, nu e pentru mine. A, asta e pentru mine. Cum făcea odată, am văzut care este ziua primei la săptămâna duminică sau luni. Eu nu pot să spun ție că Viorel, bine ai venit cu noi, grebenar, Viorel, bine ai venit cu noi. Ia și citeți Sfânta Scriptură. Zice că Domnul Iisus Hristos caută în Luca, caută în Matei, Marcu, unde vrei tu. Și zice, vineri era ziua pregătirii. Și Domnul Iisus Hristos în saba s-a odihnit după lege, în mormânt. Domnul Iisus Hristos prin naștere, prin venirea pe pământ, a fost evreu, a murit evreu, s-a născut evreu și s-a înălțat la ceruri. Nu trebuie să-ți explic mai mult. Ce țin evrei? Evrei, ce zice? Sabatul. Domnul Iisus a fost evreu. A fost evreu. Evrei, cartea evrei ce spune? Mari Marinela, bine ai venit cu noi în această dimineață. Ce spune cartea evrei? Mântuirea vine de unde? De la iudei. Da? De la iudei. Mântuirea a fost dată și neamurilor, spune apostolul Pavel și Petru, când a văzut că Duhul Sfânt s-a revărsat și peste ei. Și apoi tot cartea evrei vine și spune așa, că noi am fost ca neamuri altoiți în butuc. Și apoi tot apostolul spune așa, dacă butucul care a fost butucul, care a fost de rasă, a fost lepădat cu atât mai mult voi neamurile care ați fost altoiți în ce? În butuc, mlădițele care nu vor da roadă din butuc, vor fi și ele lepădate și aruncate la fel ca și butucul. Dar, dragii mei, ce vreți să vă spun? Că să vă aduc eu argumente, că stai, domne, să vezi că ziua duminică e ziua întâi, că ziua de luni, că ziua de sâmbătă, de miercuri. Deci nu, Domnul Iisus a fost evreu prin naștere, prin trăire, prin naționalitatea pe care a luat-o pe pământul acesta, a trăit lucrul acesta și noi spune că trebuie să fim la fel ca Domnul Iisus Hristos. Ce zici în evrei? Scriptura vine de la evrei, învățătura vine de la evrei. Anica Holga, bună dimineața, bine ați venit cu noi în această dimineață. Ce vine? Uitați-vă, religia, Biblia este de la evrei. E venită de la noi, Dumnezeu le-a încredințat adevărul lor, ni l-a dat și nouă, noi trebuie să respectăm aceste reguli pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte. Cătea Boca, bine ai venit cu noi în această dimineață. Nu trebuie să inventăm mare lucruri. Zice Domnul Iisus Hristos, cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea, să se lepede de sine și să vină după mine. Călcați pe urmele mele, spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a păzit sabatul, a făcut lucrări de binefacere, vestea Evanghelia, vindeca pe bolnavi, eliberea pe îndrăciți, făcea lucrurile acestea.
lucrarea lui Dumnezeu. Evreii ziceau că el calcă sabatul, dar spune, eu am venit să-l dezleg. De ce? De poverile voastre, de lucrurile voastre, de ideile voastre, de părerile voastre, de invențiile voastre, de tot ceea ce credeți voi că este omenesc, Dumnezeu zice, am venit să-l dezleg de această povară pe care voi a spus-o asupra oamenilor. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei? Înțelegeți? Cum să te mântuie Dumnezeu? Cum să te salveze Dumnezeu pe tine dacă tu nu vrei să te eliberezi de păcat? Dacă tu nu vrei să-i fii credincios lui Dumnezeu, cum să te elibereze? În păcatele tale, nu. Din păcatele tale, da. Dar în păcatele tale, nu. Să mergem mai departe. Satana va acuza și va căuta permisiunea de a distruge, dar Dumnezeu deschide ușa unui adăpost. Pe cel care intră prin această ușă, Dumnezeu îl întărește, îl socotește neprihănit și dacă Dumnezeu este partea noastră, cine va putea să fie împotriva noastră? Ce face Satana? Acuză. Acuză. Ce face Satana? Caută să distruge. Caută permisiunea aceasta. Dar Dumnezeu a deschis ușa unui adăpost. Pentru cei care se conformează, pentru cei care se așează în locul și în poziția pe care l-a așezat Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră, Gina Alecu, bine ați venit cu noi. Așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Dacă nu vom respecta aceste reguli, dacă nu vom intra pe ușa aceasta pe care a deschis-o Dumnezeu pentru adăpost, nu vom putea să fim mântuiți niciunul dintre noi. Nu vom putea, dragii mei. Nu vom putea. Ca să putem să fim mântuiți, Dumnezeu are reguli, are locuri în care ne-a așezat pe fiecare dintre noi să le respectăm și să rămânem la ele așa cum ne cere Dumnezeu. Așa. Și spune, o, ce adevăr glorios și plin de strălucire. De ce nu-l văd oamenii? De ce nu merg oamenii în lumina strălucitoare a lazerului? De ce nu vorbesc cu oamenii despre iubirea fără seamănă a lui Hristos? Toți cei ce cred? De ce? Fiindcă nu vor să se pocăiască. Nu vor să schimbe viața. Nu vor să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Ei iubesc orice, dar nu pe Dumnezeu. Toți spunem înaintea lui Dumnezeu, le părăsesc cu strictețe și cu atenție din tinerețea mea, cu mare grijă. Ci vine timpul când Dumnezeu zice, vinde tot ce ai. Și nu numai la avere se referă. Zice Dumnezeu, vinde tot ce ai crezut până acum, dă la o parte tot. Eliberează-te de gândurile tale, de învățăturile tale, de ideile tale, de părerile tale, de viața ta, de trăirea ta. Vinde tot ce ai și cumpără de la mine ce? Alifie pentru ochi, haine albe să nu ți se vadă goliciunea, aur, adică învățătură curată, aur, un de lemn cumpără, adică Duhul Sfânt ai nevoie de el. Vinde tot ce ai și cumpără de la mine, spune Dumnezeu. Și zice că un om bogat a cumpărat o țarină și acolo a găsit o piatră prețioasă, a vândut tot ce a avut și a cumpărat. El a găsit țarina, a găsit piatra prețioasă, a vândut tot ce a avut, toată averea lui și el a cumpărat țarina aceea unde era valoarea. Zice Dumnezeu mie și ție acum, vinde tot ce ai. Câți dintre voi care sunteți prezenți aici în această dimineață sunteți dispuși să renunțați la învățătura pe care ați primit-o de multe ori chiar în biserică, care nu e după voia lui Dumnezeu? Câți dintre voi sunteți gata să vă supuneți Dumnezeu decât conducerii bisericii? Să nu credeți acum să puneți după aia să inventați cuvintele mele și să le adăugați împotriva mea sau să le folosiți ca un pretext că eu v-am zis că trebuie să părăsiți din biserică sau să nu vă supuneți. Nu. Dar toate regulile acelea care încalcă ascultarea de Dumnezeu și supunerea față de Dumnezeu și El să fie singurul Dumnezeu în viața voastră, le dați la o parte. Cât de multe ori ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Câți dintre voi sunteți dispuși să vindeți tot ce aveți? Credința pe care ați avut-o până acum deformată și stricată, câți dintre voi sunteți dispuși să renunțați la învățătura stricată, câți dintre voi sunteți dispuși să renunțați la literatura și toate lucrurile care contrafac învățătura Domnului Hristos, câți dintre voi sunteți dispuși să nu mai credeți ce ați crezut și să acceptați de aici încolo o nouă viață în Hristos și o naștere nouă? Câți? Câți dintre voi? Greu lucru, nu? Da, Doamne, dar le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Și Dumnezeu zice, vinde tot ce ai. Hai să te văd. Ești dispus să renunți? Ești dispus să vinzi? Tot ce ai avut tu până acum, ești dispus să renunți la ele? Câți dintre noi suntem gata să renunțăm la ele? Vă întreb.
Pun și o întrebare. Câți? Greu lucru, nu-i așa, dragii mei? Viața creștinului trebuie să fie o viață de credință, de biruință și de bucurie în Domnul Hristos. Vasile ne spune, în orice loc este lupi îmbrăcați în piele de oaie, de aceea trebuie să fim atenți. Normal. Viața creștinului trebuie să fie o viață de credință, de biruință și de bucurie în Domnul. În Domnul. Zice, prin jertfa Domnului Hristos s-a făcut posibil pentru credincioși să primească toate lucrurile care aparțin vieții și evlaviei. Adevărat vorbea Neemia, slujitorul Domnului, bucuria în Domnul este tăria voastră. Iar Pavel spunea, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și iară zi, bucurați-vă, bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice, bucurați-vă în Domnul, veseliți-vă în Domnul. Bucuria în Domnul este tăria voastră, rugați-vă neîncetat. Și zice la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos îi spune tânărul bogat, vinde tot ce ai și dă săracilor și urmează-mă, zice, s-a uitat la fața lui și s-a posomorât. Câți din dimineața aceasta care eu vă vorbesc în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin mine în dimineața aceasta și spune așa, vinde tot ce ai, toată viața de păcat, toată stricăciunea, tot crezul tău, tot ce a fost până acum, vinde-l și de la o parte și întoarce-te la Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, când se uită la noi, Virgil, bine ai venit cu noi în această dimineață, când se uită Dumnezeu la noi, zice că ni se întristează fața. Ni se întristează fața, dragii mei. Ni se întristează fața. Noi nu mai vrem să ascultăm de Dumnezeu. Nu-i așa, dragii mei? Noi nu mai vrem să ascultăm de Dumnezeu. Ni se întristează fața. Păi cum? Dacă așa m-am pomenit, așa am trăit, m-am născut în familie de adventiști, baptiști, pentecostali, așa m-am pomenit, așa tatăl meu, așa m-am născut ortodox, cum să părăsesc eu credința? Dar cum, dacă mama mi-a spus așa și tata? Da! Dar, ia vezi, corespunde? Este ceea ce cere Dumnezeu? Sunt regulile Dumnezeu? Sau sunt regulile tale? Te întreb eu în dimineața aceasta. Te întreabă Dumnezeu. Câți dintre noi întristează fața? Câtora dintre noi nu se negrește fața noastră? Hai de mine, du-te bă de aici, bă, vezi bă de treburile tale, bă. Ce vă ne spui tu nouă lucrurile acestea? Să mergem mai departe. Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea numai de a fi asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile legii sale. Olga Sălceanu, bine ai venit cu noi. Lăsați-i în pace, sora. E treaba lor. Deci pe mine nu mă interesează că păstorii ia bani sau anumite lucruri. Fiecare om va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Eu dacă am vrut să spun ceva, am spus doar cu privire la regulile care este cu tare. Înțelegeți dumneavoastră. Fiindcă noi nu putem să facem lucrurile acestea. Deci pentru mine nu-i problema banul. Pentru mine este problema necredința și nepocăința. Înțelegeți dumneavoastră. Gica Gheață, bine ai venit cu noi. Înțelegeți dumneavoastră. Nu treci în fiecare secundă fără Dumnezeu. Amin. Mântuirea este personală. Amin. Deci, dragii mei, deci vedeți ce spune cuvântul Dumnezeu? Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi asemenea lui Hristos. Doar o singură posibilitate are omul înaintea lui Dumnezeu. De a fi asemenea lui Hristos. Cândva amăgiți de dorințele noastre, chiar și o singură trăsătură de caracter rea sau o singură dorință păcătoasă, nutrită, va neutraliza în cele din urmă puterea Evangheliei. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Hai să vă mai citesc o dată. Chiar și o singură trăsătură de caracter rea sau o singură dorință păcătoasă, nutrită, va neutraliza în cele din urmă puterea Evangheliei. Olga Sălceanu zice, păi, pe mine mă interesează cum să mai dau bani acolo, de unde știu eu unde se duc, că la văduve și sărace niciun caș și nici în lucrarea Dumnezeu. Olga Sălceanu, una la mână, nu sunteți obligată de nimeni ca să dați. Petre Benche, bine ați venit cu noi. Nu sunteți obligată să dați. Doi la mână.
Darurile și zecimile nu sunt pentru sărași și pentru văduve. Zice, pe văduve și pe orfane aveți tot timpul lângă voi. Partea lui Dumnezeu e partea lui Dumnezeu pentru vestea Evangheliei. Trei la mână. Dacă v-ați pierdut încrederea și credeți că banii dumneavoastră nu ajung acolo unde trebuie pentru să se facă lucrarea lui Dumnezeu, căutați pe cineva de încredere care lucrează pentru Dumnezeu, care are pe inimă, rugați-vă lui Dumnezeu, postiți înainte lui Dumnezeu, cereți Dumnezeu, cereți Dumnezeu să vă arăte, să vă învețe ceea ce trebuie să faceți și dați-i acolo unde trebuie. Înțelegeți dumneavoastră? Eu așa am învățat din cuvântul Dumnezeu. El nu ai spune așa. Dumnezeu mi-a arătat cum să folosesc zecimea, iar după un timp de vreme n-a mai dat-o la biserică, a dat-o în câmpurile unde erau lucrătorii lui Dumnezeu, unde erau săraci, unde nu aveau de niciunele, îi folosea în lucrarea lui Dumnezeu, surorile care și-au pierdut încrederea, i-au dăruit banii ei, ea i-a dat mai departe la rândul ei, acolo unde Dumnezeu a îndemnat-o să facă ceea ce trebuie să facă, și așa mai departe. Rugați-vă lui Dumnezeu, că degeaba facem, că facem păcate. Facem păcate vorbind rău, facem păcate vorbind de multe ori poate ceea ce nu trebuie, dar puneți-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să vă arăte ce să faceți. Ia-ți post și rugăciune, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, arată-mi ce să fac. Eu nu mai am încredere, eu nu mai cred, eu vreau să dau partea ta, să o trimit acolo unde este nevoie. Asta este. Altceva nu puteți să faceți. Ci că hoțul e cu un păcat și păgubașul este cu 10, fiindcă bănuiește și în stânga și în dreapta lucruri care n-ar trebui. Că sunt lucruri adevărate, sunt. Dar trebuie să ne ferim de păcat înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te, postește, cere Dumnezeu, caută pe cel care lucrează pentru Dumnezeu și care se implică pentru lucrarea lui Dumnezeu și trimite-o acolo unde vezi că lucrarea lui Dumnezeu se dezvoltă. Clar. Dar sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nu de capul meu, nu de capul tău, nu fiecare facem ce vrem și cum credem. Că noi nu dăm zecimea sau darul sau anumite lucruri, Doamne, nu mai dau cum mănâncă ăia că sunt așa, că ăia sunt așa. Da, poate e adevărat. Dar ce ți-a spus ție Dumnezeu? L-ai întrebat pe Dumnezeu? Care e părerea lui Dumnezeu? Nu părerea mea, nu părerea ta, nu părerea noastră, nu ideile noastre. Care este? Fiindcă auziți ce spune, haideți să vă mai citesc încă un lucru care spune cuvântul Dumnezeu aici. Chiar și o singură trăsătură de caracter rea sau dorință păcătoasă nutrită va neutraliza în cele din urmă puterea Evangheliei. Dacă nutrim gândurile păcătoase, dorințe păcătoase, va neutraliza puterea Evangheliei în viața mea, în viața ta și în viața celor din jurul nostru. Înțelegeți noastră? Și zice, prevalența unei dorințe păcătoase arată amăgirea sufletului. Fiecare satisfacere a dorinței, aceste dorințe accentuează aversiunea sufletului față de Dumnezeu. Greutățile, datoriei și plăcerile păcatului sunt funile cu care Satana îi leagă pe oameni în cursele lui. Aceia care preferă să moară decât să facă ceva rău sunt singurii care vor fi credincioși găsiți. Mai bine să moară decât să fie legați cu funii lui Satana. Mai bine să moară decât să fie sclavi lui Satana și mai bine să fie robii lui Dumnezeu și slujitori lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Doar aceia vor fi găsiți credincioși. Decât să vorbesc ceea ce nu trebuie, mai bine să mor. Decât să gândesc ceea ce nu trebuie și să fac ceea ce nu trebuie, mai bine să mor. Mai bine să fiu credincios găsit înaintea lui Dumnezeu decât viu și destrăbălat. Înțelegeți dumneavoastră? Să mergem mai departe. Haideți că ne apropiem de încheiere, dragii mei, că mult așa nu mai este. Ioan Coman. Și eu am purtat mustață și a zis un frate că nu e bine. Ioan Coman, dacă ați purtat mustață și v-a zis un frate că nu e bine, nu e bine ce ați făcut dumneavoastră. Răducanu Mihaela, fi bine cu și dumneavoastră. Dacă dumneavoastră faceți ce vă spun oamenii și nu aveți o încredințare de la Dumnezeu într-un fel sau altul, aia e treaba. Că și mie mi-a zis un frate că nu o să fiu mântuit, că sunt omul dracului, că nu e bine ceea ce fac, că port mustață, lumința, buza, mine ați venit cu noi în această dimineață. Dar pe mine nu mă interesează ce spun oamenii, pe mine nu mă interesează ce spune Dumnezeu. Contează ce spun oamenii când este neadevărat sau anumite lucruri. Și Domnul Iisus Hristos făcea minuni, făcea lucrări, se îmbrăca așa, făcea... Ce vă mănânci cu păcătoși, mănânci cu curvare, mănânci cu vame și la masă? Cu ce putere faci, bă, tu acesta? De ce l-a interesat pe Domnul Iisus Hristos părerea oamenilor?
Păi dacă te-ai luat după oameni, dragul meu, umbli în fundul gol. Unii vor să umbli cu sacul în cap, unii vor să umbli cu pantalonii peciciți, unii vor să trăiești într-un copac, unii vor să faci anumite lucruri, unii vor să faci... Păi nu știu dacă ai întrebat, că nu ai întrebat. Ai întrebat, ai zis că ai... Ai zis că ai avut mustață și unul a spus că nu e bine, că ai purtat mustață. Înțelegeți? Înțelegeți asta? Ce treabă are mustața cu tine? Păi normal, domnule. Acum, na, ce are aia cu cealaltă? Păi ce, mustața te ajută să fii necredincios? Te ferească, domnule. A, că dacă umblu în fundul gol și fac alte prostii, alea nu le văd, dragi. Văd mustața. Dar cracele goale nu vezi, vopsitul în cap nu vezi, machiatul nu vezi, unghiile făcute nu le vezi, te duci la adunare cu fusta scurtă și nici măcar n-ai ștram pe tine și te duci în fundul gol acolo și de multe ori multe femei se duc cu ața în fund ca nu cumva să se vadă, domne, dunga la chilot, să ne ferească Dumnezeu de lucru. Și bărbații merg cu pantaloni strâmbi să se vadă bilele de ping-pong, parcă sunt mâți și cățăi și așa mai departe și cu pieptul să-ți vadă sfârcule. Să ne, dragii mei, ar trebui să ne fie rușine de multe lucruri. De multe lucruri pe care nu le vedem. Știți cum este? Noi vedem că nu și-a pus aia batic în cap, aia altă n-a făcut cutare, dar cracele la sora sunt frumoase sau pieptul la sora, la fratele sunt nu știu cum. Înțelegi? Veronica Pană, bine ai venit, nu zice, frate, sunteți greșiți, în prința, zice, mi-a trebuit să meargă în misteria Domnului în alte părți. Aia e părerea dumneavoastră, sora Veronica Pană, eu nu am treabă cu nimeni. Eu vă spun ce spune Spiritul Profetic, eu vă spun ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu și vă întreb pe dumneavoastră, Veronica Pană, care e misteria Domnului? Haide că vă întreb pe dumneavoastră. Ați citit vreodată mărturile și Spiritul Profetic că spune Cuvântul Lui Dumnezeu că nu trebuie colectată zecimea doar pe un canal cum o tărăște biserica noastră? Ați citit? N-ați citit. Luați și citit. Colectarea zecimilor nu se face pentru un canal. Doi la mână. Citiți în Sfânta Scriptură. Eu am Barbu. Pacea Domnului, frate. Bine ați venit. Înțelegi? Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, ia citiți dumneavoastră ce spune, să vedeți ce spune Deuteronomul, numele și așa mai departe. Și spune așa și Leviticul. Zice Domnul, zice așa, îi zice lui Moise, spune-i poporului și spune și leviților că le dau toată zecimea. Și zice, spune-i poporului ca să adapte zecimea întregului popor, leviților. Și spune că zecimea trebuie să se dea leviților, nu spune preoților. Apoi leviții să nu mănânce din zecime când o primesc. Și primul lucru pe care trebuie să-l facă înainte de a mânca din zecime, spune să ia 10% din zecimea care, pe care o primesc, să fie socotită ca zecimea din arie, ca din recolta care o are și să o dea cui? Preoților. Preoții trebuie să nu mănânce din zecime înainte de a lua 10% din zecimea pe care o primesc, este socotită ca și recolta din arie și să o dea marelui preot. Și preotul, înainte de a mânca din ea la rândul lui, să depună zecime mai departe și fiecare să dăruiască zecime. Zeciuiala. Înțelegeți dumneavoastră? Și unde rămânea restul zecimii? Leviții. Ce făcea leviții? Pentru prosperarea lucrării lui Dumnezeu. De ce asta se colectează de marele preot zecimea și nu se mai face lucrarea lui Dumnezeu? De ce el noi spune în mărturii nepublicate, în mărturii volumul 9, mărturii volumul 5, mărturii volumul 6 și așa mai departe și vorbește așa că ea și-a pierdut încrederea și a dat-o acolo unde Dumnezeu a arătat și surorile care și-au pierdut-o sunt mai departe. Nu este un păcat când o folosești în visteria lui Dumnezeu să-și atungă scopul și lucrarea lui Dumnezeu, dar când o dai la unii care mănâncă din ea ce nu trebuie, haideți să vă citesc, sora dragă, hai să vă citesc ceva, că poate de dimineață n-ați fost aici cu mine. Haideți să vă citesc și dumneavoastră, să vedeți și dumneavoastră ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți! În Mărturii, volumul 5, la pagina 163. Înțelegi? Haideți, Sorin Colcoman, pace, sabat. Daniel Albert, încheie-te la nastori, nu ți arată pieptul despuiat. Unde vezi tu pieptul despuiat, Daniel Albert? Unde vezi tu la mine pieptul despuiat? Vezi tu pieptul despuiat la mine? În fine, nu mai zic nimic. Da, și haideți să citeți să vezi ce spune aici, Cuvântul lui Dumnezeu. Și zice așa. Nu trebuie să fie grabă așa de mare în alegerea conducătorilor păstori întăriți prin binecuvântare care în niciun caz nu sunt potriviți pentru o lucrare atât de plină de responsabilitate.
Ei nu trebuie să fie aleși mai mult de un an, ei trebuie să fie puși la probă. Bărbații care n-au fost puși la probă n-ar trebui să fie aleși ca președinți de conferință sau de alte lucruri. Auziți ce spune? În primul rând, păstorii n-ar trebui să fie conducători de biserici. Și la noi se zice de multe ori asta și se spune așa, că păstorii care sunt ironisiți și pus mâinile peste ei, ei trebuie să fie președinți de unii secretari cu tare, să fie de conferințe, de cu tare, nu știu ce. Nu! Luați și citiți Mărturii, volumul 5, la pagina 163. Da. Așa spune Cuvântul Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră ați citit lucrurile acestea? N-aș citi niciodată, dragii mei. N-aș citi niciodată. Să vedeți. De ce păstorii sunt puși în conducere? De ce păstorii taie și spânzură în biserică? De ce fac lucrurile acestea? V-ați gândit vreodată la lucrurile acestea? Nu v-ați gândit niciodată. Dar vorbiți din necunoștință de cauză. Că dacă aș citi Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă părerile acestea pe care le aveți dumneavoastră, ăștia sunt venite doar de ce vă spun alții, nu de ce credeți voi. Eu aș întreba un lucru, că toți mergem cu maleași, aduceți la casa visteriei mele că sunteți blestemați, folosiți textul acesta cum îl folosesc toți conducătorii, îl folosesc așa de bine, încât manipulează oamenii, încât merg prin biserici și asupresc pe oameni care nu dau zecim, care mai departe și așa mai departe, nu știu ce. Ioan Coman zice, femeia trebuie să poarte batii pe cap. Nu. Biserica primară a avut conferințe. Dan Lordu, bine ai venit cu noi în această dimineață. Eu spun că a avut, că spune că, de exemplu, ucenicii au mers unde? La Ierusalim, unde era Consiliul, unde era adunarea administrativă a bătrânilor care erau, s-au întâlnit și au făcut lucrurile acestea. Dar nu erau păstori. Spune că erau bătrâni, erau prezbiteri, erau și așa mai departe, care, da, cuvântul lui Dumnezeu este Biblia, nimic altceva. Este bine să ai, că trebuie să ai o organizare și toate lucrurile acestea, dar nu așa cum credem noi. Înțelegi? Acolo nu erau păstorii. Unde erau păstorii la timpul acela? Pavel, Petru, Ioan, Matei, Marcu și așa mai departe, toți cei 12 ucenici. Spune că ei mergeau pe terenul și când aveau probleme se întâlneau unde la Ierusalim și discutau cu bătrânii, nu cu păstorii. Că păstorii trebuia să meargă să vestească Evanghelia și așa mai departe. Dar noi nu facem lucrul acesta. Noi acum păstorii am învățat să stea și să doarmă bine, să mănânce bine și așa mai departe. Nu am nimic împotriva lor. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, luați și citiți Mărturii. Mărturii volumul 5, deschideți-l și citiți-l cu ochii voștri, fiindcă păstorii nu au dreptul să fie în conducerile bisericii. În Biblie spune că trebuie să poarte dacă nu să se tundă. Ioan Coman, mai citește încă o dată să vezi. Mai citește să vezi. Mai citește încă o dată. Fiindcă n-ai citit bine. Citește cu atenție să vezi. Să mergem mai departe, dragii mei. Dacă ajungi să fii conștient de păcătoșenia ta, nu aștepta să te faci singur mai bun. Există mulți care cred că nu sunt suficient de bun pentru a veni la Domnul Hristos. Te aștept să devii mai bun prin propriile eforturi? Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardo să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți depinși să faceți răul? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Urei Steriana, nu că să-i placă vestimentația, dar eu nu sunt cu tricoul deschis ca să se vadă pieptul. Eu aici, dacă vreau să mă închid, nici nu se strânge, nici nu pot să-l închid majoritatea tricoului care le-am luat, dacă le iau să fie aici la gât ca să mă pot închide la gât aici, așa, dacă vreau să mă închid, sunt lași foarte mult la corp, înțelegeți? Înțelegeți? Ioan Coman, am citit, dragule, stai liniștit. Stai liniștit că ținuta femeii în adunare nu spune. Zice că femeia în adunare trebuie să aibă un sept al stăpânirii ei pe cap și semnul stăpânirii din pricina îngerilor este părul. Femeia care nu poartă părul lung să fie tunsă sau rasă. Așa spune cuvântul. Zice, este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pentru când pentru o femeie este o podoabă. Așa spune. Da? Și este păcat înaintea lui Dumnezeu ca bărbatul să se roage cu capul acoperit, pe când femeia trebuie să se roage cu părul, cu capul învelit, pe când părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Cine are chef de ceartă, dar noi ca popor al lui Dumnezeu, ca biserica al lui Dumnezeu, ca urmașa al lui Dumnezeu, noi nu facem ceartă din cuvinte din acestea. Așa spune apostolul. Citește mai bine, evrei.
Citește-l cu atenție să vezi. Da, că vrem noi, nu văd un păcat că femeia, să, dacă vrea să poarte ceva pe cap, că este un păcat. Eu nu văd păcat. Nu este un păcat și nu este o rușine și Dumnezeu nu interzice lucrul acesta. Dacă vrei să porți ceva pe cap, poartă-l, dar nu impune tu ceva contra Sfintelor Scripturi, că n-are de a face una cu cealaltă. Deci, dragii mei, noi singuri nu putem să facem nimic. Învățați, înviați, înălțați și nobilați cu Hristos. Hristos a dat pe sine pentru răscumpărarea noastră. De ce a permis Dumnezeu ca marea luptă să continue secole de-a rândul? Pentru ca Universul să poată fi convins că Dumnezeu a tratat răul în mod drept și pentru că păcatul să primească o condamnare veșnică. Nicolae Valgizan, bine ați venit cu noi în această dimineață. Cei 12 ucenici care i-a trimis Iisus nu a zis că sunteți păstori. Iată, eu vă îmbrac în piele de oi și vă trimit în gura lupilor, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu. Vă trimit și așa, păstorul Jerusalem. Dar unde spune că vă îmbrac în piele de oi? Unde scrie așa ceva? Unde scrie așa ceva? Așa ceva eu n-am văzut, unde scrie așa ceva. Înțelegi? Eu nu știu alții cum citesc Sfânta Scriptură, nu știu ce, au sărite cuvintele, nu știu, chiar nu înțeleg. Înțelegi? Și zice așa, Satana nu-i poate ține în gheara lui pe cei morți când Fiul lui Dumnezeu îi cheamă la viață. Totul ni se dă prin cuvântul Său. Dacă primim cuvântul, avem eliberarea. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Deci Dumnezeu a permis ca să se dovedească că Dumnezeu tratează răul și binele în mod drept, în mod corect, și Dumnezeu va veni la terminare și Dumnezeu ne va mântui pe fiecare dintre noi. Spune că harul este un atribut al Dumnezeu, exercitat față de ființele omenești nedemne. Noi nu l-am căutat, acesta a fost trimis în căutarea noastră. Dumnezeu are plăcere să-și reverse harul asupra noastră, nu pentru că suntem vrednici, ci pentru că suntem deznădăjduiți de nevrednici. Singurul argument pe care îl putem aduce pentru a primi îndurarea sa este însăși marea noastră nevoie de o avea. Mărturia noastră despre credincioșia sa este mijlocul ales de cer pentru descoperirea lui Hristos înaintea lumii. Nu este lipsit de importanță lucrul acesta. Este spre câștigul nostru să păstrăm în memorie amintirea exactă a fiecărui dar al lui Dumnezeu. Acum, salvați de Dumnezeu. Așa este harul lui Dumnezeu, așa este iubirea cu care ne-a iubit, chiar când eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Vrăjmași în mintea noastră, auziți ce spune? Așa e, acolo scrie așa ceva, frate, că ea a trimis Iisus când a zis, Iisus, eu mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Iisus are un tată care este și Tatăl nostru. Nicolae Valchizan. E altă treabă, dar nu vorbește că vă îmbrăcați în piei de oi și vă zice că vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Citiți, mă, oameni, Sfânta Scriptură, mă, și apoi vorbiți, mă, dragii mei. Mă, citiți Sfintele Scripturi, fiți, mă, atenți, mă, pocăiți-vă, mă, înaintea lui Dumnezeu, că faceți de rușine cuvântul Dumnezeu, aduceți dezonoare la adresa lui Dumnezeu și așa mai departe. Pocăiți-vă, mă, înaintea lui Dumnezeu și citiți-l cu atenție. Măcar dacă spuneți, mă, două cuvinte bune. Nu un tortocher și nu bazaconi și nu minciuni și nu nebuneri. Vorbiți, mă, ce este drept, că voi nu cunoașteți Scripturile, mă. Vă dați mari învățători, vă dați mari înțelepți și voi nu cunoașteți Sfintele Scripturi, nici nu știți ce scrie acolo. Păcat înaintea lui Dumnezeu, păcat, păcat. Și aveți grijă că Dumnezeu o să vă judece de ceea ce spuneți și de ceea ce vorbiți nedrept. Citește-mă Sfânta Scriptură, măcar dacă nu o știi pe din afară, ia-mă, deschide-o în fața ta și măcar citește din ea. Înțelegi? Nicolae Dohotor, bine ai venit, scrie, ce scrie? Ce scrie? Așa spune? Că Dumnezeu îi îmbracă în piei de oi și îi trimite în mijlocul lupilor, așa scrie? Așa citiți voi acolo în Sfânta Scriptură? Așa citiți voi în Sfintele Scripturi că a zis Dumnezeu, băi, oameni buni, a? Nu e problemă că îi las, dar să citească, dacă că n-am, nu vorbesc cu răutate împotriva lor, dar să citească, să pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să citească măcar ce este drept. Înțelegeți? Luați și citiți să vedeți.
A, că scrie că unii care s-au vorbit printre boi, care se cred că sunt așa, dar ei sunt lupi îmbrăcați în oi, dar că ei sunt îmbrăcați în oi, dar sunt lupi răpitori. Păi da, citiți, nu le amestecați una cu cealaltă. Nu le amestecați una cu cealaltă, dragii mei, sunt texte diferite, situații diferite, probleme diferite în care Dumnezeu are pasaje și descrieri diferite și imagini diferite care sunt prezentate înaintea noastră în Sfintele Scripturi. Nu le amestecați apa cu mocirla, că nu mai e bună niciuna și alta. Mocirla și argila, sau cum vrei să o numiți, asta este pentru tratament, apa e pentru băut, poți să bei și argilă, dar dacă nu poți să-ți asigur pe setea cu mocirlă. Te duci și faci băi cu nămol și gata. Lasă apa să fie apă curată și limpede și mocirla să fie cu locul ei și cu treaba ei. Nu le amestecați între ele, dragii mei. Am și eu multe lucruri de rezolvat în viața mea, dar cu Sfintele Scripturi nu vă supărați pe mine. Pe mine nu mă puteți da la întors, fiindcă eu cunosc Sfintele Scripturi și așa că la mine nu ține lucrurile acestea, să știți. La mine ori vii cu ce stă scris, ori dacă nu, la revedere, nu avem ce să discutăm. Așa, dragii mei, acum salvați de Dumnezeu. Acesta este harul, acesta este iubirea cu care ne-a iubit, cânderea morții. Deci vedeți ce spune cuvântul Dumnezeu? Cânderea morții în greșelile noastre. Că Dumnezeu ne-a iubit cânderea morții în greșelile noastre, noi nu trebuie să rămânem în continuare în greșelile noastre. Că zice, lasă, Domnule, că venim așa la Hristos și noi stăm așa cum suntem și de restul se ocupă Dumnezeu. Nu e adevărat. Venim la Hristos, trebuie să ducem o luptă pentru sfințire, pentru pocăință și pentru predare înaintea lui Dumnezeu. Hai mă, Matei, hai, dohotar, să vedem ce spune Matei 10 cu 6. Hai, haide că desfac eu Sfânta Scriptură acum, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Hai, Matei, hai să citim Matei 10 cu 6 și spune așa, oi, stai că dăm înapoi. Avem 10 cu 6. Nu vrea nici Sfânta Scriptură să se deschidă. Matei 10 cu 6. Ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Păi ce are face una cu... Hai și cu 16. Să vedem. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelegi ca șerpi și fără răutate. Dar nu spune că să vă îmbrăcați. Nu spune să te îmbraci, cum spuse fratele la, că vă trimit să vă îmbrăcați ca niște oi în mijlocul lupilor. Așa spune? Eu ce ți-am spus mai devreme? Că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu vă îmbrăcați. Hai mă, oameni buni, mă. Vă, eu nu trebuie să citesc, să desfac Sfânta Scriptură, că o știu. Eu v-am spus, cu asta nu mă poate prosti cineva când eu cunosc Sfânta Scriptură. Nu mă laud înaintea dumneavoastră, că nu este lauda mea, ci lauda lui Dumnezeu. Dar cu Sfânta Scriptură nu mă poate prosti cineva să vină la mine cu tot felul de... Că inventăm noi, că aducem noi anumite lucruri și facem... Mai e altă treabă. Că în curând o să ni se ia Sfânta Scriptură, dar Sfânta Scriptură te rămâne aici, dragii mei, la mine întipărit aici. Nu mă poate prosti cineva și Duhul Sfânt mi-aduce aminte de fiecare dată ceea ce trebuie să spun. Eu nu trebuie să desfac, că zice cineva, dar tu de ce nu desfaci Biblia să citești? O am aici. Marin, Marin, bine ați venit cu noi în această dimineață. Înțelegeți dumneavoastră. Așa trebuie să avem toți Sfintele Scripturi, că de-aia de multe ori, mulți dintre noi citim Sfintele Scripturi și ne amăgim și ne înșelăm cu Sfintele Scripturii mâini. De aceea Dumnezeu zice, voi trebuie să cunoașteți adevărul, fiindcă adevărul vă va face liberi. Voi nu cunoașteți nici adevărul, nici Scripturile, nici pe Dumnezeu, nici nu sunteți liberi, nici nu aveți nimic. Și deci spusei, deci zice așa, așa este harul Dumnezeu, așa este iubirea cu care ne-a iubit, chiar când eram morți în greșelile și în păcatele noastre, vrăjmași în mintea noastră. Prin lucrările rele slujim poftelor, plăcerilor, robe ai poftelor pervertite, ale pântecului, ai pasiunilor, slujitori ai păcatului și al lui Satana. Înțelegeți dumneavoastră? Deci Dumnezeu ne arată că noi trebuie să părăsim toate acele lucruri.
toate acele lucruri. Puritatea și sfințenia vieții lui Iisus, așa cum sunt prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu, a mai multă putere de a îndrepta și transforma caracterul decât o fac toate eforturile depuse pentru a zugrăvi păcatele și călăușenile oamenilor și urmările lor sigure. Albert zice, de ce la doi împărați cu șase și cronici? Albert, atât ai văzut în toată Sfânta Scriptură, s-o greșit poate la traducere când s-a tipărit ediția aceasta, dar eu cred că în altele poate nu este lucrul acesta. S-o fi greșit, în loc să pună anii care acolo s-a greșit ceva. Care-i problema aia? Afectăm mântuirea că găsiră-ți, domne, ceva, clincul de care nu puteți să treceți. Nu puteți să treceți. Înțelegeți? Nu puteți să treceți mai departe. Zice că puritatea și sfințenia vieții lui Iisus, așa cum sunt prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu, ai mai multă putere de a îndrepta, transforma caracterul decât o fac toate lucrurile depuse pentru a zugrăvi păcatele și ticălășenile oamenilor și urmările lor. Zice, acceptarea noastră de către Dumnezeu este sigură numai prin Fiul Său iubit, iar faptele bune sunt doar urmarea lucrării dragostei care iartă păcatul. Deci noi trebuie să facem fapte bune care sunt urmări ale dragostei noastre față de Dumnezeu. Și atunci faptele bune nu au nicio valoare reală? Oare păcătosul care săvârșește păcatul în fiecare zi fără teamă de consecințe este privit cu aceeași bunăvoință cu care este privit acela care se străduiește prin credință în Hristos să lucreze pentru propria integritate? Scriptura răspunde, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu vor fi niciodată, dragii mei. Zenobia Cotea, bună dimineața, zice, verdele pomilor nu se vede deloc. Păi n-am putut să ies afară, că mi-ar fi plăcut acolo în natură unde am fost și data trecută, să pot, fiindcă vremea a fost foarte rea, dragii mei. Și am zis așa, băi, nu mă duc acolo, că ba când este puțin așa, este nor, ba când dă puțină ploaie, acum câteva minute a plouat puțin și așa mai departe. Băi, frățioare, numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, unsul lui Dumnezeu, te rog, ce găsești acolo, după aia să citești. Lasă-mă, frate Nicolae Valchin, că nu stau acum să citesc texte la toată lumea și așa mai departe, nu stau să citesc texte. Dacă vreți, luați-le și citiți-le, învățați cuvântul lui Dumnezeu și apoi vorbim ceea ce trebuie de vorbit. Că dacă stau acum să citesc toate textele la toată lumea, înțelegeți, și texte din acestea care veniți cu ele, domne, hai ca să vă arăt eu, iau de ce spune acolo, luai un text așa. Sfânta Scriptură spune așa destul de clar, că mărturia unui om sau anumitul lucru care se ia, se ia pe baza a 2 sau 3 martori, căci ca să fie de credibil, da? Și în momentul în care Sfânta Scriptură vine cu un citat, trebuie să mai aibă, eu zic, să citim Îngăduința Creștină. Citiți-o, fraților, că nu stăm aici ca să citim. Aici suntem ca să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim, să ne pregătim, fiecare să citească acasă, să aibă Îngăduință Creștină și multe alte lucruri. Înțelegeți, dumneavoastră, într-un loc spune într-un fel, într-un loc spune în alt fel. Nu Ioan Coman. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune într-un loc, într-un fel și într-un alt fel. Toate lucrurile lui Dumnezeu sunt împreună zidire și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice niciodată și nu spune într-un fel, într-un fel și într-un alt fel, în alt fel. Nu. Și toate spun la fel. Doar că noi oamenii, când avem intențiile noastre și căutările noastre care nu corespund voii lui Dumnezeu, ne aduc de multe ori să interpretăm și să credem că într-un fel vorbește într-un fel sau în alt fel. Înțelegeți? Cercetați scripturile și luați ce este bun. Na. Zice Dumnezeu, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Coman, nu cercetați scripturile și luați ce este bun. Fiindcă Scriptura nu are lucru rău și lucru bun. Scriptura are lucruri bune. Fiindcă Dumnezeu aduce exemple bune și exemple rele prin care noi putem învăța să facem lucruri bune și să ne ferim de lucrurile rele. Sfânta Scriptură are doar lucruri bune, nu și lucruri rele. Nu spune nicăieri în Sfânta Scriptură, cercetați Scripturile și luați ce este bun. Zice, cercetați toate duhurile, toate învățăturile și luați ce este bun. Așa spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu Sfânta Scriptură și luați ce este bun. Păi înseamnă că dacă eu vreau să cercetez Sfânta Scriptură și să iau ce vreau eu, aia e treaba mea. Înțelegi? Și atunci lucrurile nu mai sunt așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu.
Adică aia îmi convine, aia nu-mi convine, aia îmi convine, aia nu-mi convine. Pe aia o dau la o parte, pe celălalt o iau pentru mine. Când am nevoie de ea o folosesc, când am nevoie de ea nu o folosesc. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune că este inspirat, este dat de Dumnezeu pentru ca să mustre, să învețe, să dea înțelepciune, să dea temere de Dumnezeu și multe alte lucruri pe care noi oameni și cunoștință de adevăr, eliberare de păcat, să aducă mântuire și salvarea sufletelor păcătoase înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei? Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este plină de înțelepciune și cunoștință. Toată Scriptura este scrisoarea de dragoste lui Dumnezeu pentru noi oamenii și este mesajul lui Dumnezeu pentru întoarcerea omului păcătos la pocăință înaintea lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, dragii mei, că lucrurile acestea. Eu v-am spus, cu Sfânta Scriptură, dacă nu cunoaște, lăsați-o moale. Că nu... Deci la mine nu merge lucrurile acestea, dragii mei. Deci la mine nu merge lucrurile acestea. Eu v-am spus, eu am fost un om așa cum am fost, am trăit așa cum am fost, dar eu nu dau cuvântul lui Dumnezeu la o parte. Înțelegeți? Eu îl studiez, eu îl cunosc, eu îl știu, așa cum stă scris. Mihai Ciobanu spune, ce rol are Biblia în viața noastră? Păi depinde, Mihai Ciobanu. Depinde. Depinde. Ce rol? Biblia poate să aibă rol de viață, Biblia poate să aibă rol de moarte, Biblia poate să aibă rol de binecuvântare, Biblia poate să aibă rol de blestem. Tu alegi acum ce vrei să aibă Biblia în viața ta și rol în viața ta. Tu ești singurul, tu decizi. Dacă te pocăiești, te smerești înaintea lui Dumnezeu, are binecuvântare. Dacă nu șoi ca atare, e problema ta. Ioan Coman spune, cum e cu Lot când s-a culcat cu fetele lui? Iar greșești, Lot, ăsta Ioan Coman. Nu Lot s-a culcat cu fetele lui. Vezi că iar greșești, iar vorbiți prostii. Fetele lui l-au îmbătat și s-au culcat cu el, fiindcă învățese după obiceiuri neamurilor în care trăise din Sodoma și Gomora. Băi, oameni buni, citiți bine Sfânta Scriptură. Citiți Sfânta Scriptură bine că nu Lot s-a culcat cu fetele lui și fetele lui s-au culcat cu el și l-au îmbătat, fiindcă au crezut că rămân fără moștenitor, că e decât cu tatăl lor și așa mai departe. Citiți mai atent. Citiți-le cu atenție că nu e așa cum ziceți voi. Nu le suciți, nu le întortocheați, nu le strâmbați căile lui Dumnezeu și lăsați-le așa cum sunt ele, dragii mei. Gigi Nedeanu așa a luat duminica că a zis că e bine. Păi normal. Când iei lucrurile ca atare și ce luăm de aici? O învățătură bună! Că Dumnezeu arată că în momentul în care tu trăiești în mijlocul unui neam stricat, tu poți să strici familia ta. Dumnezeu de aceea spune, ieșiți din mijlocul lor, nu trăiți în mijlocul lor, retrageți-vă pentru vremurile acestea, mai ales în care trăim noi acum, copiii noștri, familiile noastre, să fie departe de orașe, de sate și de comunele aglomerate, să trăiască în temere cu Dumnezeu. Ce să luăm? Că cel ce ne ascultă de Dumnezeu și merge să trăiască, ca așa a zis și Lot. A văzut Valea Iordanului, Sodomei pe acolo pe unde trecea Iordanul și toate acestea, a văzut că este câmpie mănoasă, bine udată pentru câștig, așa facem și noi astăzi, locuim în orașe, chiar lângă orașe, că Lot nu era în oraș, era în satelele aglomerate, satele care era aproape de, era de Sodoma și Gomora, avea vite multe, a văzut că e prosperitate și în momentul acela când el a văzut acolo, zice, bă, ne așezăm aici. Și dacă citiți cu atenție, cuvântul lui Dumnezeu arată destul de clar că cu timpul Sodoma și Gomora s-a mărit și s-a pomenit la un moment dat Lot că era în mijlocul Sodomei și Gomorei. Și spune că învățăturile de acolo, ce erau oameni de acolo? Oameni stricați, oameni curvari, oameni care păcătuiau, practicau sodomia. Ce au învățat fetele lui de acolo? N-au învățat nimic. E o învățătură bună ca noi să vedem, să nu repetăm lucrurile acestea. Când stai în orașe și în satele aglomerate și comunele aglomerate, aproape de orașe, copilul tău merge la școală în oraș. Ce vede în oraș? Vede cum două fete se sărută, vede cum doi băieți se sărută, vede că Vasile cu Ion vin acasă, mamă, ți-am adus plăcinta pe masă, ți-am adus nora Mărină în casă și ginerile Ioana în casă și așa mai departe și multe alte lucruri. Dumnezeu ne arată că cine vrea să trăiască în civilizația asta, între ghilimele, va ajunge la fel ca și Lot. Cine vrea să trăiască în civilizația lui Dumnezeu, care este trecută înapoiat,
retardații, needucații, necultivații, neștiință și înălțarea societății și privilegii societății. Asta e societatea lui Dumnezeu, unde ești liber în natură, unde poți să depinzi de Dumnezeu, unde poți să fii liberat de toate lucrurile, unde poți să te întărești, te pregătești. Nu cei care pleacă din orașe, din sate și comunele aglomerate pleacă că sunt mai sfinți sau că ei sunt mai nu știu ce și nu știu cum. Nu! Cei pleacă pentru o vreme, spune că Dumnezeu deschide o portiță ca oamenii să-și formeze un caracter pentru vremurile care stau în față. Fiindcă atunci când muncești pământul, când te ocupi cu lucrurile acestea și stai departe de societate, dai de greutăți, de lucruri, depinzi de Dumnezeu, te rogi mai mult, studiezi mai mult, meditezi mai mult, îți formezi caracterul, dependența ta de Dumnezeu este mai mare. Ruxi, bine ai venit cu noi în această dimineață. Și multe alte lucruri. Dar, dragii mei, stați acolo, zice, era plăcut Lot înaintea Domnului. Păi era plăcut înaintea Domnului. Cine nu este plăcut? Eu am comandă înaintea Domnului. Toți oamenii sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi iubește pe toți. Dar dacă citești mai cu atenție, pentru ce era plăcut Lot înaintea Domnului? Zice că Avram a mijlocit pentru el. El își frământa sufletul, dar degeaba ne frământă în sufletul dacă noi stăm în păcat, că urmările, frământările sufletului se vede până la urmă că nu le-au ajutat cu nimica. Degeaba neprihănitul Lot își frământa sufletul pe fiecare zi și pe fiecare noapte în mijlocul unui popor desfrânat și destrăbălat, fiindcă fetele lui au ajuns să curvească. Cu ce te ajută neprihănirea ta dacă fiica ta și fiul tău sunt niște curve destrăbălate și trăiesc în păcate grele și în lucruri grele? Cu ce te ajută dacă fata ta curve se drăghează, merge în locuri care îmi trebuie, în discoteci, îți vine acasă cu plodul sau se căsătorește înainte de a primi binecuvântarea, trăiește în păcate și face multe alte lucruri. Cu ce te ajută? Cu ce te ajută? Cu ce te ajută? Nu te ajută cu nimic. Nu te ajută cu nimic. Ioan Coman, curvarul din Corint, citește mai cu atenție, erau corintenii care s-au întors la Dumnezeu. Ca și mine, ca și tine, ca și altul, care credem că credința e halabala portocala, ne unge când vrem, ne uscăm când vrem, ne șterge când vrem, trăim cum vrem, părerea mea, ideea mea, ne-am întors la Dumnezeu, ne-am întors la credință, dar noi venim prin biserici nu să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, venim să ne uităm, să vedem că ce frumoasă e sora, spunea cineva, bă, ce-mi place mie să merg la biserică. Bă, că acolo văd picioare, ca lume aranjate, femei aranjate, de ochiate, prezentate, parfumate. Păi pentru asta mergi tu la biserică? Ori mergi la biserică să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, ori mergi pentru picioare. Lasă, domnule, că picioare are și nevastă ta. Dacă nevastă ta nu are picioare ca aia, pune-o acasă să se îmbrace ca aia, dar o vezi numai tu, ca să vezi picioarele. Dar nevastă ta nu e bună. Că nouă ne plac curvele, nouă nu ne plac femeile, nouă ne plac curviile, destrăbălatele și destrăbălații. Nouă nu ne plac femeile, nouă nu ne plac nevestele, nouă ne plac femeile, ne plac muierile acestea care ne satisfac dorințele și poftele noastre nesănătoase. Nu-i așa? Oameni stricați și destrăbălați, asta a ajuns pământul acesta. La femei nu le plac bărbații care muncesc, că poate sunt mai puțin așa sau mai... Drăzaliu Pauline, pace, bine ai venit cu noi în această dimineață. O înțelegeți dumneavoastră? Nouă nu ne plac lucrurile care trebuie să ne placă. Nouă ne plac celelalte. Dar noi suntem pocăiți, dragii mei. Tare pocăiți mergem, că am mers la biserică să văd crace, nu să văd pe Dumnezeu. Și să ne uităm, să vedem cum îmi zâmbește, cum îmi face sora semn sau cum stai într-un colț să o privesc. Păi pentru aia mergi și la biserică. Așa era și curvarul din Corint. Ca și mulți dintre noi, care... trăim în păcate grele și mergem pe la biserică doar ca să ne vărâm prin casele femeilor slabe și ușuratice și femeile curve și nepocăite, nesfințite înaintea lui Dumnezeu, să-i atragă pe boi, pe animale, ca cum se duce boul la măcelărie, să-i tragă în cupță și în carcană. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe, că bărbatul care se duce după o curvă merge ca un bou dus la măcelărie când îi pui belciugul în nas și îl duci unde îl duci. Da, că tu n-ai timp de femeia ta să te ocupi. Tu ai timp să te ocupi de femeia altuia. Lasă că și de-a ta să ocupă cineva. Dacă cumva ea nu e credincioasă și este tot ca tine, stai liniștit că se ocupă și de-a ta cineva. Dacă tu nu te ocupi de femeia ta și nu-ți faci datoria de bărbat, se ocupă. Și mâine, păi mâine îți mai dă și îți mai varsă și câțiva ploși în bătătură, care nu sunt ai tăi, dar strecuți pe numele tău, să te ocupi de ei. Mare Radu, bine ai venit cu noi în această dimineață. Da. Da, dacă nu te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, stai liniștit, câți dintre voi nu creșteți copiii altora?
Câți? Câți nu creșteți copiii altora? Da, mama știe, dar tu nu știi. Și muncești din jur până noapte ca să crești plodul altuia. Și tu spui că ești pocăit înaintea lui Dumnezeu și ești credincios lui Dumnezeu. Ocupă-te, dragul meu! Ocupă-te! Ocupă-te de sora ta din biserică, de fratele tău din biserică. Ocupă-te, că și tu pe urmă ai alte... Ocupă-te, soră, de frațul din biserică, că și de bărbatul tău o să se ocupe alta. Da, da! Da! Și pe urmă vii înaintea pastorului și înaintea bisericii. Frate, eu sfântul și sfânta... Mi s-a luat nevasta, că eu am fost cu minte sau eu am fost așa și mi s-a luat bărbatul. Că uite, frate, ce a făcut nenorocitul. Oare? Oare? Tu n-ai avut nicio înclinație spre păcate din astea? Gândiri, priviri și lucruri care n-ar trebui? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? De ce bărbatul tău sau nevasta ta curvește? Ai fost tu corect și sfânt înaintea lui Dumnezeu? Te-ai rugat pentru nevasta ta și pentru bărbatul tău și pentru păcate ca tu să fii înaintea lui Dumnezeu, ca nevasta ta să fie ferită de păcate și de curvie? Te-ai rugat? Nu așa mai, că e mai frumoasă căprioara când te flatează așa din ureche, așa din ureche, așa și mișcă, mai dă din ureche, mai dă așa cu părul pe spate, așa. Îți scad plombele din gură. Nu e așa, dragul meu? Nu e ca nevasta ta că e plin și murdară. Că mă uit la nevasta mea săraca, că toată ziua muncește săraca. Și de multe ori, numai în saba sau seara când se schimbă, este curată. Ba prin grădină pe la roșii, ba sapă, ba face dulceață, ba face cu tare la borcane, pune, ba pregătește cealaltă, ba udă, ba smulge iarba, ba face cu tare. Eu o prețuiesc pentru ce este, nu pentru că face din ochi așa și să giurgiulește și așa mai departe. Sau bărbatul și așa mai departe. Dragii mei, pocăiți-vă. Pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu și sfințiți-vă viața. Că dacă nu vă sfințiți, cum vă ocupați voi de alții, se ocupă și alții de ale voastre. Dați liniștiți! Cu ce măsură măsori? Cu aceea ți se măsoară, dragii mei. Înțelegi? Dumnezeu zice, când tu nu ești credincios, voi face ca fiica ta, ca fiul tău, ca soția ta, să curvească în cetate, să curvească în afara cetății, pe câmp, în societatea unde se duce. Ce spune Sfânta Scriptură? Da! Da, da! Da, 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 da! Eu știu că multora nu vă place. Eu știu că multora nu vă place, da? Da! Și eu când am venit la credință cu câțiva ani în urmă și am fost căsătorit, într-adevăr, că nevasta mea a fugit cu altul, da? A fugit. Nu. No. Dar de ce a fugit? Eu nu m-am dus și am curvit niciodată cu femeie. Dar câteodată și gândurile mele au fost puțin rele și n-au fost la locul lor. Că și eu m-am uitat la o căprioare din asta așa și poate am poftit-o în inima mea, dar am zis, Doamne, eu nu mă duc să mă culc cu ea sau să umblu cu ea. Nu. Dar gândurile mele au fost necurate. Și Dumnezeu zice, na, stai liniștit. Nu vrei să sfințești gândurile? A, să stai liniștit. Că dacă tu nu sfințești gândurile, nu se sfințește nici nevasta ta. Dacă tu, femeie, nu sfințești gândurile, nu se sfințește nici bărbatul tău. Și dacă gândurile tale sunt stricate, și nevasta ta și bărbatul tău sunt stricați la fel. Și într-o bună zi când pleacă ea din casă și se duce după altul, să nu sari în sus să zici, Doamne, mi-a plecat nevasta. Dar da, gândurile tale cum au fost? Cât ai rugat pentru ea? Cât ai postit pentru ea? Cât nu ai privit în altă parte și în alte lucruri? Cât ai făcut lucrul acesta? Dragii mei, nu e chiar așa. Cum credem noi oamenii? Cum te salvează Dumnezeu? Din păcate sau în păcate? Nu. Dumnezeu salvează din păcate. Nu în păcate. Da, 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 da. Da, 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 da. Eu nu mă scuz înaintea lui Dumnezeu și nu scuz pe nimeni. Aveți grijă ce gândiți. Aveți grijă ce vorbiți. Aveți grijă unde priviți. Cum priviți. Cu ce gânduri. Că toate aceste lucruri se vor întoarce împotriva noastră. Înțelegeți dumneavoastră? Toate se vor întoarce împotriva noastră. Zice Dumnezeu, ce veți semăna, aceea veți culege. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră și pe toți. Nu vă înșelați, dragii mei, că ce semănați, aia veți culege. Gândurile noastre vor semăna vânt, vor culege furtună.
Privirea noastră va semăna vânt, va culege furtună și nu numai furtună, și piatră. Vorbirea noastră, ce va semăna, aia vom culege. Să nu credeți că eu sunt mai bun ca ăla care a curvit și eu n-am curvit. Ai grijă la gândurile tale că sunt egale cu curvia. Ai grijă la privirile tale că sunt egale cu ăla care a curvit. Ai grijă la vorbele tale că sunt egale cu ălea. Nu-l judeca pe cel care a fugit după altul. Tu care ai privit. Tu, frate și soră, care privești filme de dragoste. Tu, frate, care te uiți pe site-urile alea acolo, la mângâierile alea tandre, în loc să-ți mângăi nevasta ta și multe alte lucruri. Ecaterina Cocolu, multă pace. Gândește-te bine, dragul meu. Gândește-te bine. Ce asculți, ce n-asculți, ce privești, ce gândești. Eu mă opresc aici în dimineața aceasta, dragii mei, și vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea care ați avut-o cu mine. Vreau să vă reamintesc în continuare că proiectul nostru pentru tipărirea cărților, Calea către Hristos, Alex Pofel, citește, vede că ești omul lui Dumnezeu. Nu știu, eu mă lupt să fiu omul lui Dumnezeu, nu mă laud că sunt omul lui Dumnezeu, sunt un om ca și voi fiecare, mă lupt să fiu drept înaintea lui Dumnezeu, mă lupt să fiu credincios lui Dumnezeu, mă lupt să slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, doresc mântuirea, doresc salvarea, îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și vreau să-l iubesc nu numai cu gândul, ci cu inima, și vreau să-l iubesc cu fapta. Înțelegeți dumneavoastră? Cu fapta, vreau să-l ascult pe Dumnezeu în toate. Cum v-ați spus, e proiectul nostru pentru tipărirea cărților, Calea către Hristos, evenimentele finale și Daniel și Apocalipsa rămâne deschis pentru toți aceia care vreți să vă implicați în proiectul acesta. Costă 80 de bănuți. Mă puteți contacta, dragii mei. Aici nu am acum că nu transmit din studio, dar puteți să găsiți în prezentările mele numărul meu de telefon, mă puteți contacta. Haideți să tipărim. Cărțile sunt gata, sunt pregătite. Marfa, Mart, bani așteaptă, adică așteaptă ca să putem să strângem fondurile, să putem să tipări. Frații deja îmi scriu de pe teren. M-a sunat zilele acestea și Bobby de la Iacov Israel, m-a sunat și mulți alții, fratele Iule, ne trebuie materiale. Ne puteți ajuta și pe la Iacov Israel se duce lipsă și peste tot. Lucrarea Dumnezeu, oamenii Dumnezeu nu mai au materie primă pentru aceste lucruri. Dragii mei, rugați-vă lui Dumnezeu, pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu, cereți-vă lui Dumnezeu să vă arăte ceea ce trebuie să faceți, puneți umărul la lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vine curând, ca să nu fim vinovați găsiți înaintea lui Dumnezeu. Vă doresc un sabat binecuvântat, o zi sfântă, să fie în inimile voastre. Vreau să vă spun că tot ceea ce mâncați, tot ceea ce beți, tot ceea ce priviți, tot ceea ce gândiți, tot ceea ce vorbiți, tot ceea ce faceți, să fie spre slava lui Dumnezeu. Înainte de a gândi ceva, aveți grijă ce gândiți. Fugiți de gândurile rele și stați departe de ele și de privirile care vă duc în ispită și în păcate grele. Iubiți-L pe Dumnezeu, mâncați sănătos, vă doresc poftă bună, nu poftă mare. Mâncați cumpătat, nu mâncați peste măsură. Cinstiți-L pe Dumnezeu prin tot ceea ce faceți. Nu amestecați mâncările între ele. Eliminați pe masa adventiștilor și creștinilor adevărați al lui Dumnezeu. Să nu existe în timpul mesei dulciuri. N-au ce căuta dulciurile. Mâncați mâncare. Căutați să mâncați cât puteți posibil un fel de mâncare. Ce se acceptă cu mâncarea, cu orice mâncare, este bine înainte de a mânca ceva să mâncați o salată. E foarte bună. Nu beți dulciuri, sucuri în timpul mesei sau după masă. Trebuie să treacă cel puțin 3 ore. Nu consumați musturi, nu consumați sucuri la mâncărurile de alimente din acestea fibroase și multe alte lucruri care sunt mâncărurile, care e fasolea, care sunt proteine și toate acestea. Nu le mâncați, că faceți indigestie și nu este bine dulciurile amestecate cu astea. Nu beți Coca-Cola. Nu trebuie să existe pe mesele creștinilor și adventiștilor de ziua șaptea Coca-Cola, Fanta, Red Bull-uri, cafelele, cum vă spuneam. Aceste lucruri n-are, nimeni nu o să fie mântuit care nu se va pocăi de lucrurile acestea. Carne nu trebuie să mănânci. Fiecare să dea ce spune Dumnezeu. Da, Dumnezeu spune Ioan Coman. Spune că Dumnezeu când l-a creat pe om din țărna pământului, i-a dat să mănânce toți pomii din grădină, fructele din grădină și toată iarba de pe câmp care face semințe. Eu nu mănânc nici carne, nici brânză, nici lapte, nici ou, nici pește. N-am nevoie de nimic. Îi mulțumesc Dumnezeu, mă simt bine și așa Domnul să fie slăvit pentru lucrurile acestea. Deci nu amestecați mâncărurile între ele. Nu folosiți lucrurile acestea. Cei care vreți să mâncați și totul satana nu vă dă pace și vreți să slujiți în continuare pe satana fără să ascultați de Dumnezeu,
Și vreți să mâncați o masă de dulciuri? Da, mâncați o să fie masă de dulciuri. De la masa, de când v-ați hrănit ultima oară, trebuie să treacă cel puțin 5-6 ore. Înțelegeți dumneavoastră? 5-6 ore. Și când mâncați dulciuri, mâncați dulciuri, domnule. Da, mâncați dulciuri. Nu mâncați dulciuri după masă, nu beți sucuri după masă, nu beți nimic, nici apă nu beți. Lăsați să treacă cel puțin o jumătate de oră, o oră și apoi să consumați apă. Dacă nu veți face lucrul acesta, nu este bine. M-ați înțeles, dragii mei? Fiindcă Dumnezeu vrea o minte sănătoasă într-un corp sănătos și o slujire sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Haideți să încercăm după amiază, să vedem. Pe la orele 4-5, așa, haideți să ne întâlnim din nou aici și haideți să mai avem întrebări și răspunsuri cu privire la Cuvântul Dumnezeu ca să ne întâlnim, dragi. Cât vom mai avea timp? Că dacă ăștia ne vor închide conturile, zice Zenobia Cotea, dulciuri vegane, nu ai voie, Zenobia Cotea, Lilica Duman, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Deci nu aveți voie, dragii mei, să mâncați nimic, nici vegane, nici nevegane. Când mănânci dulce, mănânci dulce. Nu contează că e vegan, că este cu tare, este dulce. Este dulce. Atât. Clar, că vă convine la unii, că nu vă convine și așa, așa mai departe e treaba dumneavoastră. Nu se mănâncă dulce, că e vegan, că e nevegan. Îți faci o masă de dulciuri, mănânci, uite, acum la prânz, pui bine mâna și mănânci. Câte ceasul? E ceasul, uite, e 11, 12, 11 jumate. Pune mâna la 12 și mănâncă. Mâncare. Și pe la ora 4, așa, că vine, da, pe la 4, servește o masă de dulciuri, dar nu mai dulciuri, dar nu multe, acum să te îmbuibezi. Dacă vrei să mănânci. Și nu mai ales ăștia din comerț, că ăștia nu fac bine absolut de nimic. Ferește-te de ele. Fii credincios, Dumnezeu, pocăiește-te, sfințește-te, smerește-ne înaintea lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Haideți, dragii mei, pe la ora 4, și eu vă mulțumesc, Taraș Maria, pe la ora 4, haideți să încercăm să ne întâlnim din nou, haideți să mai depănăm până nu ne vor închide ăștia. Cum vedea? Că nu închide pe toți. Eu am văzut de multe ori că mi se restricționează foarte mult, dar îi mulțumesc Dumnezeu prin harul său, în ciuda tuturor lucrurilor că ăștia bagă restricții. Văd că astăzi am depășit, dragii mei, au fost aici care arăta pe ecran peste 120-130. Au fost foarte mulți astăzi. În orice caz, astăzi, cred că, sigur, la prezența care a fost online astăzi, cred că am fost peste 20.000 în prezent astăzi. Domnul să fie slăvit pentru lucrul acesta. Vă doresc tuturor toate cele bune, dragii mei. Haideți încheiere să ascultăm puțin ceva din o melodie și apoi ne despățim, dragii mei, fiecare pe drumurile noastre și pe viața pe care ne-o hărăzește Dumnezeu. Haideți să umblăm cu Dumnezeu pe pământ cât încă se mai poate. Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc dumneavoastră. Și eu mă bucur, Vasile, mă bucur foarte mult. Domnul să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă. Te duci la o bere maricică amată. Păi ce să fac eu cu berea maricică? Că eu nu beau. Sau bărbaci ești.
n-am nevoie de bere. Camelia, multă pace, Camelia, bine ai venit. Suntem pe terminare, deja încheiem. Acum ascultăm melodia asta și ne despărțim. După amiază la orele 4 ne întâlnim din nou. Sava binecuvântat și la voi la Madrid. Câteodată chiar că mi-e dor de voi, Camelia, să vă văd față în față. Vă văd așa pe internet. Oricum, 20 de ani împreună pe acolo s-au scurs ani și... Ce să facem? Așa e pe pământul acesta. Pe pământul acesta, fiecare unde este hărăzit de Dumnezeu să meargă în direcția în care este. Domnul să ne poarte de grijă tuturor. Bine, dragii mei! Un sabat binecuvântat. La orele 4 jumate ne întâlnim din nou. Voi căuta să fiu punctual la 5. Dacă voi mai întârzia puțin, să mă iertați. Domnul cu noi cu toți. Vă aștept după amiază. La revedere! Domnul să fie cu noi cu toți!